Bine v-am găsit la un horoscop special pentru anul 2024. Știți foarte bine că există deja mai multe filme legate de anul 2024. Primul este numit Momente de top ale anului 2024, în care vreo 30 de evenimente ale anului 2024 sunt luate la bani mărunți. Vă invit să-l căutați și pe acesta, îl găsiți atașat și la acest video sau în general îl găsiți atașat la orice alt film de pe acest canal de YouTube. Acolo sunt luate cele câteva evenimente majore și sunt unele cu adevărat importante în 2024. Pe urmă este acea serie de horoscoape zodie cu zodie pe care cu siguranță mulți le-ați descoperit încă din luna decembrie anului 2023, în care puteți vedea atât horoscopul pentru zodia natală cât și pentru zodia ascendentă. Pentru că ceea ce urmează să spun aici nu se referă la zodia ascendentă, ci doar la zodia natală. Deci zodia unde se află soarele în momentul când v-ați născut. Și atât. Gândiți-vă că, de fapt, pe o astrogramă natală, o configurație astrală natală conține, de fapt, 10 planete în diverse zodii, dar eu dintre aceste 10 am luat doar soarele. Pentru că pe parcursul anului 2024, planetele acestea lente, Jupiter, Saturn, Uranus, Neptun, Pluto, și aici introduc și axa nodurilor lunare și pe Lilith, nu vor avea de-a face cu toate zodiile, sau da, cu toate zodiile, dar nu cu toată lumea din zodia respectivă. Prin felul cum trec aceste planete conform ascendentului nostru, puteți vedea horoscopul anului 2024 pentru zodia care vă interesează, dar dacă sunteți nativ a unei zodii, căutați-vă în acest film doar zodia natală, pentru că veți vedea că nu toată zodia este vizată de Uranus, nu toată zodia este vizată de Pluto și așa mai departe, ci bucățele. Încât evident că pe perioada trecerii unei planete printr-o zodie în diverse perioade de timp, de exemplu Uranus trece 7 ani prin Taur, Pluto trece 20 de ani prin Vărsător, clar că toată zodia va fi afectată într-un fel sau altul, ajutată sau provocată. În 7 ani, în 15 ani de viață, în 20 de ani de viață, atât cât o planetă trece printr-o anumită zodie. Și ceea ce veți vedea în acest film, de fapt, ia la bani mărunți aspectele, unghiurile pe care planetele, așa cum sunt ele acum pe cer, le formează cu soarele nostru la naștere, adică zodia natală. Și atât. Evident, gândiți-vă că aceleași planete pot să afecteze niște planete de pe harta noastră natală în afara soarelui. Posibil ca în unele zodii să fie luna, Mercur și toate celelalte acolo, astfel încât, sigur, se formează și alte aspecte. Aspecte pe care, de regulă, eu le analizez în acel horoscop previzional, personalizat, în serviciile, evident, contra cost pe care le ofer pe aquaria.eu, găsiți jos în descriere linkul către serviciul acesta care analizează toate aspectele unei perioade. Dar acum, doar o bucățică, așa cum am făcut și în anul trecut, voi lua fiecare zodie în parte și vom vedea aceste câteva planete grele, lente, cum ne influențează. În unele cazuri ne ajută, în alte cazuri ne pun la încercare. Dar nu o să găsiți o zodie terminată de toate zodiile, nici vorbă. Dacă o planetă ne provoacă, alte câteva ne susțin. Dacă niște planete ne susțin, să nu ne culcăm pe laurii victoriei că o alta ne pune la încercare. Nu există perioade perfecte, niciodată. Întotdeauna avem și de alea și de alea și ceea ce urmează să spun aici vă marchează anul 2024. Pe unii mai devreme, pe alții mai târziu și veți vedea în cele ce urmează despre ce este vorba. Înainte de a intra în poveste, vreau să fac o recomandare. Dacă aveți o astrogramă în față, astrograma voastră natală, căutați-vă un pic gradul pe care se afla soarele în momentul nașterii. Este foarte important pentru că de multe ori voi face referire în acest horoscop la grade. Pentru că unele sextile, unele quadraturi se pot forma la grade exacte sau la grade mai risipite așa și să vedeți dacă vă regăsiți. Dacă nu știți pe ce grad este soarele la naștere, căutați în secțiunea live acestui canal de YouTube. Este un webinar pe care eu l-am susținut undeva prin luna
decembrie, cred, anului 2023, în care vă învăț cum să vă faceți singur astrogramă natală. Și acolo, pe această astrogramă, puteți să aflați pe ce grad se află soarele. Ca să vă fie mai ușor să înțelegeți care e treaba cu aceste grade între care unele planete vor oscila în 2024. Dacă ați văzut filmul Momente de top ale anului 2024, ați văzut că anul 2024 este destul de liniștit în ceea ce privește schimbarea de planete dintr-o zodie într-alta. Unele planete nu schimbă cu nimic sfera de acțiune, Saturn este în continuare în pești, Neptun în continuare în pești, Uranus în continuare în taur, dar câteva planete au niște roluri noi de jucat în viața noastră. Jupiter trece din taur în gemeni, Pluto trece din Capricorn în vărsător, Lilith trece din fecioară în balanță și cam astea sunt schimbările, încât e clar că aceste cel puțin trei elemente vor afecta mai multe zodii, pe când unele sunt încă sub sfera de influență a planetelor, unele chiar și din anul 2023. Și veți vedea bucățele, pe segmente, pe fragmente, care dintre aceste zodii sunt mai afectate. Unele foarte influențate din toate direcțiile, pe când altele sunt ceva mai liniștite și despre asta voi vorbi în cele ce urmează. De aceea, dacă rezonați cu acest horoscop, da, este un horoscop, dar de aceea l-am numit special, vă invit să căutați jos în descriere, minutul și secunda, de unde începe zodia care vă interesează, zodia natală și atât, adică zodia în care se afla soarele în momentul nașterii. Și acolo urmăriți să vedeți dacă vă regăsiți în intervalele despre care vorbesc. Pentru că nu toată zodia este afectată de un Saturn, de un Uranus, de un Jupiter, ci bucățele. Și o să vă explic zodie cu zodie atunci când va fi cazul. Dacă nu sunteți abonați a acestui canal de YouTube, vă invit să o faceți, dar nu vă grăbiți înainte de a-mi asculta un pic, un minut. Veți vedea în fiecare descriere sau chiar și primul comentariu din acest film, veți vedea un link către o petiție online. Știu, tot am spus lucrul ăsta, dar dacă sunteți noi pe aici, nu ați auzit. Și anume, am inițiat o petiție online de adunare de semnături pentru ca vreodată, adunându-ne mulți în această cauză, să cerem undeva mai sus ca pe certificatele de naștere ale copiilor care se vor naște de acum înainte, că retroactiv nu se mai poate face nimic, să apară ora nașterii. Da, foarte important în astrologie. Dar este un punct lipsă de pe actele noastre de naștere și cu siguranță majoritatea v-ați confruntat măcar o dată în viață cu această mare întrebare. V-ați dus la mama și ați întrebat-o la ce oră v-ați născut. Unii ați avut norocul să aveți o mamă cu memorie bună, alții așa ne-am dibuit, alții deloc. De aceea mă gândeam așa, sub influența unui Pluto învărsător care o să ne influențeze începând cu anul 2024, să cerem undeva mai sus ca acest element foarte important să apară oficial pe un certificat de naștere, ca să nu uite nimeni, ca să nu se piardă, să nu se găsească scuzele că s-a pierdut arhiva sau alt fel de comodități cu care cu siguranță mulți ne-am confruntat din urmă când am început să căutăm această informație. Deci a căutat jos în descriere un link, vedeți și la fiecare film pe care îl vedeți pe acest canal de YouTube, veți vedea și un mic film de prezentare al acestei invitații și dacă rezonați cu acest subiect, sunteți invitații mei să semnați și să validați semnătura. Dacă știți că ați semnat deja acest lucru, dar nu ați intrat ulterior în e-mail să și validați votul, din păcate nu s-a contorizat și puteți să mai încercați odată. Gata, intrăm în horoscop special de 2024, zodie cu zodie, doar pentru zodia natală și nimic altceva, pentru că pentru zodia ascendentă aveți celelalte horoscoape, zodie cu zodie, așa cum știți că există un playlist dedicat pe acest canal de YouTube sau pe aquaria.com, aquaria.ro, depinde unde mă urmăriți. Și hai să avem un an 2024 de succes! Voi nativii berbeci, cu soarele în berbec așadar, în 2024 veți fi influențat de majoritatea planetelor. Zic majoritatea pentru că două dintre planetele importante absolut vă lasă în pace.
Voi nu veți simți aspectele lui Saturn, nu veți simți aspectele lui Uranus, în rest celelalte, da, vă vizează ori pe toți, ori pe bucățele. E bine că vă lasă în pace Saturn. O vreme. Pentru că în curând, hai, nu în curând, undeva prin 2025-2026, Saturn o să bată serios la poarta voastră și vom vorbi atunci despre asta. Dar deocamdată Saturn vă lasă în pace. La fel și Uranus, fiind în niște zodii alăturate, nu formează aspecte cu soarele vostru. Dar trec aceste planete prin câteva case astrologice și cine știe, poate prin acele zodii prin care trec Saturn în Pești și Uranus prin Taur, poate aveți planete în zodia în harta natală și atunci clar că vă vor influența într-un fel sau altul. Dar măcar cu soarele vostru nu are nicio treabă. Toți berbecii în 2024 vor fi sub influența foarte bună a lui Jupiter. Jupiter va intra în Gemeni pe parcursul anului 2024 și va sta aici toată a doua parte a anului 2024 și prima parte a anului 2025, încât toți berbecii și în 2024 și jumătate din 2025 vor primi un sextil de milioane de la Jupiter din Gemeni. Ce drept, berbecii de final de zodie, cei care știți că sunteți în ultima decadă a berbecului, mai degrabă în 2025 veți fi sub influența foarte bună a lui Jupiter, dar unii chiar și în acest an, pentru că Jupiter se va mișca pe parcursul anului 2024 undeva între gradele 0 și 21, restul urmează în 2025, dar foarte posibil majoritatea, deci de-aia am zis aproape toți berbecii veți primi această susținere. Este o planetă de susținere, de creștere, de dezvoltare, de înaintare, de evoluție pe diverse planuri. Și cum Jupiter este în Gemeni, este o zonă a comunicării, a relaționării, a studiilor, a informațiilor, a afacerilor, de ce nu? Deci la capitolul relațional, informațional, educațional, ar trebui să vă meargă de minune, inclusiv financiar, de ce nu? Deci toți berbecii pe parcursul celei de-a doua părți a anului 2024, mai precis din iunie 2024 până în iunie 2025, dați drumul la proiecte, că sunteți foarte bine susținuți. Sextilele, da, au loc destul de frecvent, dar n-ați mai avut de mult parte de un sextil de la Jupiter, cam de pe vremea când trecea prin Vărsător, acum vreo 4 ani. Pentru că acum 2 ani, de exemplu, Jupiter a trecut prin zodia voastră, deci e minunat, este prima trimitere de daruri către voi după ce a plecat din zodia voastră în 2023. Acum primiți inspirație, idei, soluții, apar oameni importanți în viața voastră, luați decizii importante, faceți cumpărături importante, achiziții, investiții, de ce nu? Învățați lucruri noi, dar posibil la capitolul relațional să vă vină în ajutor oameni de care vă puteți folosi, toți berbecii, mai devreme sau mai târziu, din a doua parte a anului, adică din iunie. Sărim peste două planete care vă lasă în pace, Saturn și Uranus, n-au nicio treabă cu berbecii în această perioadă, ceea ce e și bine și mai puțin bine, că fiecare are rolul său. Și trecem la o a doua planetă care vă influențează și aceasta este Neptun. Neptun este în Pești. Ați putea spune că n-are nicio treabă cu voi. E, nu e chiar așa. Pentru că pe parcursul anului Neptun tot se mișcă pe acolo prin Pești și o să baleeze așa undeva între gradele 25 și 30 a zodiei peștilor, chiar 30. Și fiind acolo pe gradul 30, deci undeva pe parcursul anului va ajunge la ușa berbecului, gândiți-vă lucrul ăsta, vă va influența pe câțiva berbeci, mai ales pe berbecii de început de zodie. Cei care știți că sunteți născuți așa în primele zile ale berbecului, undeva în preajma echinocțiului de primăvară, aceștia sunteți vizați de o conjuncție care va continua în anii următori. 2025-2026 veți fi sub influența conjuncției neptuniene, care are și beneficii și are și dezavantaje. Beneficiile, că s-ar putea să aducă multă inspirație, multă bunătate, multă blândețe, ameliorarea unor lucruri, dar poate să aducă și o zonă de confuzie în viața voastră, de tulburare, de iluzie, dar și lucruri minunate, vindecare, liniștirea unor ape. Continuând cu Neptun
de prin 2026 încolo, mai mult ca oricând. Pentru că în acest interval 2024-2025 până în ianuarie 2026, când părăsește complet zodia peștilor, el așa o să fie foarte aproape de ieșirea din pești, deci la ușa berbecului. Încât da, voi cei de început de zodie, unii evident, veți simți această conjuncție unicată în viață, care în următorii ani vă va influența și mai tare după ce va intra efectiv în zodia voastră. Dar e o planetă blândă, parcă vă mângâie, parcă vă ține în brațe. E o planetă calmă în general, cu conotații spirituale foarte tare. Poate fi o perioadă de căutări de natură spirituală pentru mulți berbeci, cei de început de zodie, nu mai mult de atât. Pentru că restul urmați, începând cu anii imediat următori, câțiva ani buni după aceea. O conjuncție neptuniană are loc o singură dată în viață și iată, e perioada unor berbești să primească calmul acesta, e ca o îmbrățișare acest Neptun. Este și o energie divină, puteți spune că aveți protecția lui Dumnezeu în această perioadă, cu atât mai mult că aveți și pe Jupiter alături, care și el este o planetă protectoare. O altă planetă care are de-a face cu voi, berbeci, este Pluto. Numai că Pluto are două energii total diferite cu voi, berbeci. Cât timp mai este Pluto în Capricorn, și asta vorbim de început de an 2024, foarte puțin în ianuarie și undeva între septembrie și noiembrie, Pluto acolo la ieșirea din Capricorn mai formează încă niște quadraturi cu unii berbeci. E cazul celor născuți cu soarele undeva între gradele, știu și eu, 22-30 a berbecului, deci pe final de berbec, foarte aproape de taur. Prin această quadratură plutoniană au trecut toți berbecii în ultimii 15 ani, cât timp Pluto a trecut prin Capricorn. Acum e așa o ultimă codiță de cometă pentru voi, cei de final de berbec, și care s-ar putea să nu vă bucurați prea tare, cum nu s-au bucurat nici toți ceilalți berbeci în ultimii 15 ani. Unii acum 15 ani au trecut prin asta, alții acum 10, alții acum 5, alții acum un an. Și acum este rândul celor cu gradul, știu și eu, 25-30 a soarelui pe harta natală. Pentru că această quadratură nu e deloc simplă. Este o quadratură karmică, o quadratură care ne pune la încercare, care ne dă peste cap viața. Și cu Pluto acolo în Capricorn, știți foarte bine, n-a fost simplu pentru unele zodii și voi sunteți printre aceștia. Dar ați fost și foarte ajutați, nu uitați, ați fost susținuți de Jupiter acum câțiva ani, de Uranus acum câțiva ani, urmează anii imediat următori Saturn și Neptun, încât această plecare a lui Pluto e un respiro pentru toți berbecii. Unii au scăpat de mult, într-adevăr, de Pluto. Unii deja de acum 10 ani și-au schimbat viața, alții de acum 15, cine știe când. Dar e un moment delicat pentru că o quadratură plutoniană e transformatoare, e bulversantă, dă jos niște lucruri. Nu ne simțim bine în pielea noastră, niște stări de blocare, de blocaj mai bine zis, și care cer foarte mult efort din partea voastră a berbecilor de final de zodie, așadar ultimele zile din berbec. Dar pe alți berbeci, Pluto, odată mutat în vărsător, o să vă ajute. Și aici e cazul berbecilor de început de zodie. Vă spuneam de voi, cei de început de zodie, că sunteți ușor așa atinși de pana, de aripa în zbor a lui Neptun, care se apropie un picuț așa de ușa voastră. Foarte bine, pentru că și Pluto se va afla într-un punct de ăsta de început, și anume la început de vărsător, și de pe gradele alea 0-2, unde va baleia în acest timp Pluto în vărsător, o să vă dea susținere. Multă. Dacă Pluto pe cei de final de zodie poate va bulversa din punct de vedere profesional, social, va da viața peste cap, va pus la încercare, ce să mai vorbim, și toți berbecii au trecut prin asta cu brio, asta e important. Acum vine Pluto să repare ceea ce în ultimii 15 ani cu siguranță v-a dat peste cap. Va chinuit, să zicem așa, în ultimii 15 ani, ca în următorii 20 de ani, tot pe voi berbece să vă susțină, să vă aducă oameni de folos în viața voastră, să vă faceți planuri de viitor, să vă schimbe viața în bine, să vă dea sentimentul ăla de respiro, de aer proaspăt, după ce am îmbâxit aerul în ultimii 15 ani, acum vine și tot el și deschide ferestrele să intre aer curat pe acolo.
Asta însemnând că e vorba de cei născuți undeva în jur de 20 și ceva martie până cam pe 27 martie. Voi sunteți atât de bine susținuți de Pluto, care vă dă susținere, fermitate, tenacitate, deschidere, independență, curaj de schimbare, acel sentiment de aerisire de care aveți nevoie, în același timp foarte bine susținut de Jupiter în Gemeni, care același efect o să-l aibă. Energie de aer vă face bine vouă, berbecilor. Deci aerul proaspăt se poate resimți din multe puncte de vedere. Personaje noi în viața noastră, schimbați locul și norocul, schimbați perspectiva, gândiți altfel, deci fiți deschiși către noutate. Un alt element care vă influențează pe voi, berbecii, în continuarea anului 2023 este axa nodurilor lunare. Știți foarte bine că pe parcursul anului 2023 axa nodurilor lunare a intrat în zodia berbecului, nodul nord mai precis, încât în 2023 ați fost influențați de această axă berbecii de final de zodie, cei născuți în ultimul decan, hai să zicem, al berbecului. Adică cei născuți undeva în a doua decadă de aprilie. Voi ați fost întorși un pic pe dos așa de nodul nord, dar nodul nord de fapt nu ne întoarce pe dos, de fapt ne aduce pe calea care ne este destinată. Acum în 2024 intră la rând celelalte părți ale berbecului, adică cei născuți în berbecii de martie, mai către final de an, și berbecii de început de aprilie, prima decadă din aprilie, cam până prin toamnă. Mai devreme sau mai târziu, acolo vor avea loc și eclipse despre care am vorbit la momentul respectiv în toate horoscoapele anului 2024 pentru zodia voastră. Deci acest nod nord trece odată la 18 ani prin zodia voastră. Deci este momentul ăla, karmic vorbind, pe lângă faptul că și Pluto va trecut prin toate probele karmice în ultimii 15 ani, mai devreme sau mai târziu, ei, iată, vine un pic acest nod nord și pune capac, închide acest ciclu. Dar de fapt, nodul nord vă ajută să descoperiți cine sunteți, să vă afirmați, să vă arătați valoarea. Nu uitați, cei de final de berbec deja se recuprin asta în 2023, restul intrați acum la rând să treceți undeva pe ecusonul vieții voastre cine sunteți. Întrebările alea existențiale, cine sunt eu, ce pot eu, la ce sunt eu cel mai bun, care mi-e calea, care mi-e sensul. Mulți găsiți sensul, pentru că de fapt axa nodurilor lunare, asta este sensul vieții. Și unii, cine caută, găsește. Cu atât mai mult că sunteți ajutați de unii de Neptun, care tot o trezire spirituală va oferi și în anii următori la fel, alții de Jupiter, alții de Pluto învărsător, deci sunteți susținuți să vă găsiți un sens, o cale, să nu mai orbecăiți, că unii da, orbecăiți de ceva vreme. Un alt element foarte important pentru voi va fi Lilith, pe unii, evident. Lilith va baleia așa în 2024 undeva între gradele 0 și 20 a balanței, că mai este și în fecioară, dar în fecioară nu vă afectează. Dar în balanță este de fapt punctul diametral opus vouă, astfel încât voi, berbecii de martie și prima decadă din aprilie, sunteți sub opoziția lui Lilith din balanță. Nu e ușoară deloc o opoziție de la Lilith, cum nu este ușoară practic nici trecerea axei nodurilor lunare peste soarele voastre, sunt combinate. Este o perioadă karmică, puteți trece prin tot felul de probe de natură relațională, mult conjugală, pleacă oameni din viața voastră, vin oameni în viața voastră, vin oameni cu conotații karmice care vă învață ceva, echilibrați ceva din punct de vedere karmic din alte existențe. Acum e un maximum. Cât timp trec ambele elemente karmice, ambele axe karmice prin ograda voastră. Nodul nord este de fapt capătul unei axe, la fel și Lilith este capătul unei axe. Și amândouă trec în 2024 prin zodia voastră. Lilith vă va influența începând cu luna iulie, că atunci va intra efectiv în balanță, și o părticică din 2025 restul. Deci
Voi, cei născuți cu soarele între gradul 0 și 20 al berbecului, cum ziceam, cei de martie și cei din prima parte a lunii aprilie, veți plăti, între ghilimele, niște lecții karmice, nu trebuie să vă speriați, pentru că în același timp sunteți atât de bine susținuți și de Pluto și de Jupiter, plus că vă las în pace Saturn și Uranus și asta este un beneficiu. Deci nu trebuie să vă sperie că faptul că trec două elemente karmice cumva în strânsă legătură cu soarele vostru și culmea că cam aceiași sunteți vizați, cei cu soarele între gradul 0 și 20 al berbecului, pentru că mai devreme sau mai târziu toți veți trece prin această conjuncție a nodului nord sau opoziția lui Lilith, care nu face altceva decât să vă mai echilibreze ceva pe lista voastră de datorii, să vă învețe ceva, să înțelegeți ceva, să extrageți niște concluzii, să luați niște decizii de natură spirituală sau nu numai, în care să vă trasați o linie. Ce aveți de făcut de acum înainte? Mulți ani de acum înainte? Încă 9 ani de acum înainte, puteți spune. Lilith trece prin Balanță odată la 9 ani și la fel nodul nord trece prin Berbec totodată la 9 ani, încât abia peste vreo 9 ani o să vă mai gândiți ce treabă mai are Lilith sau nodul nord cu voi. Dar e cu conotații karmice. Voi, taurii, sunteți în centrul atenției tuturor planetelor în 2024, doar că nu toți veți fi influențați într-un fel sau altul. Alții ați fost deja influențați anii anteriori, alții urmați anii imediat următori și veți vedea imediat care dintre segmentele zodiei sunt marcate. În primul rând, știți foarte bine că din 2023 Jupiter traversează zodia taurului, încât toți, atât în 2023 cât și prima parte a anului 2024, toți taurii treceți pe sub, nici nu știu cum să spun, aripa norocoasă și protectoare a lui Jupiter. Jupiter este o planetă de abundență, de creștere, de noroc, de ce nu? Iar voi din start sunteți o zodie a abundenței, încât într-un fel sau altul veți simți că niște resurse, niște recipiente ale vieții voastre se mai umple. Bun, se umple ca să aveți de unde le da, nu înseamnă că stați cu ele și vă uitați, dar veți simți că ceva crește, că ceva se amplifică, ceva merge mai bine în viața voastră. Evident, depinde și unde se află zodia taurului pe harta fiecăruia. Despre asta am mai vorbit și în horoscopul anului pentru zodia voastră. Deci Jupiter este un beneficiu. Profitați de el până în luna iunie, cât mai stă acolo și va mai forma undeva prin luna aprilie și o minunată conjuncție cu Uranus. Aceea poate fi un declic, un buton despre care, așa cum știți, am vorbit în horoscopul anului. Nu contează doar pentru zodia natală, ci și pentru cei cu ascendentul în taur. Nici nu pot să spun care. Hai să zicem că taurii de început de zodie, încă din 2023, sunteți susținuți de această conjuncție rară, odată la 12 ani are loc. Deci a fost clar un dar al anului 2023. Acum urmează restul, pentru că Jupiter în 2024... balează așa undeva între gradele 5 și 30, încât cei din prima decadă, sau hai să zicem taurii de aprilie, deja l-ați simțit pe Jupiter încă din 2023, partea a doua anului 2023, care a amplificat, a pus lupa pe ceva în viața voastră, unele lucruri au început să înainteze, să meargă, să le simțiți așa că niște moriști încep să funcționeze în viața voastră. Repet, depinde unde se află soarele pe hartă în momentul nașterii. Acum vine rândul celorlalți să dați drumul la niște motoare, să înaintați, să simțiți o creștere din diverse puncte de vedere. Că Jupiter asta face, este o planetă norocoasă, este o planetă de destin, este o planetă de amplificare și pe unde trece, pune lupa să crească ceva bun în viața noastră. Saturn se află în Pești. Ei, de acolo din Pești, unde se află Saturn, Saturn formează sextil cu soarele taurilor. Saturn nu vă susține pe toți, așadar, taurii în 2024, că alții urmați în anii imediat următori, că Saturn va ieși practic din Pești tocmai în 2026, încât mai are un an la dispoziție să vă susțină pe cei de final de zodia taurului. Restul, toți, mai devreme sau mai târziu, pe parcursul anului 2024, cu continuare, unii din 2023,
primiți susținere, primiți inspirație, primiți rup, vindecare, tot felul de resurse, poate mai ales de natură emoțională, psihică, spirituală, pentru că Saturn este în pești. Vindecare, da, vindecarea unor planuri ale vieții. Pentru că formează așadar acest sextil rar cu soarele vostru. N-a mai fost Saturn de vreo 30 de ani acolo în pești, încât trebuie să profitați de auspiciile sale benefice, de susținere. O altă planetă care vă vizează foarte puternic este Uranus, dar nu pe toți. Uranus intra în zodia voastră în mai 2018 și va mai sta acolo până în iulie 2025. În acest interval de 7 ani, toți taurii ați simțit sau mai urmează să simțiți o conjuncție a lui Uranus cu soarele vostru, pentru că trece peste soare. Unii ați trecut de mult prin asta, atunci în 2018, 2019 și așa mai departe, alții acum sunteți sub influența acestui Uranus, pe când cei de final de zodie urmați în 2025, că la anul va părăsi acest sector. E, Uranus o să baleze așa undeva între gradele 19 și 27 ale taurului, încât veți fi ajutați, stimulați, provocați cei cu soarele undeva între gradele, știu și eu, 13 și evident 30 ale zodiei taurului. Asta însemnând mai mult de jumătate din zodia taurului. Cam toți de prin luna mai. Aceia sunteți marcați de conjuncția uraniană. Unii pe la început de an, alții pe la mijlocul anului, alții la final de an, în funcție de gradul pe care se va mișca Uranus, pentru că va și retrograda la un moment dat. Este o conjuncție unicată în viață. Uranus nu o să mai treacă prin Taur mulți ani de acum înainte, dar nu o să mai fim noi pe lumea asta când o să mai treacă pe aici. Deci, voi, nativii Taur, veți simți stimulentele lui Uranus, inovația lui Uranus, extinderea, creșterea lui Uranus. Ajutați și de Jupiter, nu uitați lucrul ăsta. Unii chiar simultan și de Jupiter și de Uranus. Alții ați fost influențați de Uranus acum un an, doi, trei, când Jupiter nu era în ograda voastră, pe când unii sunteți acum în centru atenției. Unii, de care tocmai v-am zis, care sunteți cei cu soarele undeva între gradul 15 și 30, a doua jumătate a zodiei Taurului. Și Uranus ce este? Semn de modernizare, semn de extindere, de creștere, de eliberare, de independență, de tot ce e mai larg, mai cu spațiu, mai extins decât ce făceați înainte. Simțiți nevoie să creșteți, simțiți nevoie să renașteți, simțiți nevoie să rupeți niște lanțuri în cazul în care pe undeva ați fost ținut pe loc. Deci profitați unii anul ăsta, alții poate deja ați făcut asta în anii anteriori, pe când alții mai aveți așa o bucățică în 2025, cât timp Uranus mai stă până în iulie în ograda voastră. Deci dacă n-ați avut curajul schimbării multă vreme înainte, pentru unii sună clopoțelul acum, hai, deschide ușa, fă o schimbare, pleacă de aici, renunță la ceva care nu-ți face bine, eliberează-te. Asta este imboldul pe care îl oferă Uranus. Este un militant, este un revoluționar Uranus, este un jbanghiu, este un curajos, încât Uranus, mai devreme sau mai târziu, pe toți taurii v-a îndemnat la revoluție personală. Și unii, cum spuneam, acum sunteți în plină revoluție, cu atât mai mult că l-aveți și pe Jupiter acolo. O altă planetă care vă susține foarte bine este Neptun, dar din nou nu pe toți taurii vă susține Neptun. E cazul celor care știți că aveți soarele undeva între gradele 20 și 30 ale taurului, pentru că Neptun cam undeva între gradele 25 și 30 ale peștilor va oscila. Deci cei născuți în a doua decadă a lunii mai. Aceștia sunteți vizați de sextilul foarte bun al lui Neptun, care merge mână în mână cu sextilul lui Saturn, nu uitați. Foarte benefice de liniștire, de vindecare, de calmare, de optimism. Credeți și voi
vă uitați și voi foarte mult spre viitor, faceți planuri, se rezolvă niște lucruri, se mișcă apele într-o direcție mai bună în viața voastră, deci e un aspect foarte bun, favorabil, de susținere, de liniștire mai degrabă, poate mai puțin de schimbare cât de mângâiere, parcă vă simțiți protejat, ocrotit de undeva de sus, din cer, de la divinitate, că Neptun cu asta se ocupă, cu latura spirituală a vieții. Unii da, poate aveți o mai mare deschidere către zona spirituală, călătoriți, faceți călătorii spirituale, inițiatice, descoperiți oameni cu aceeași vibrație și vă alăturați unor medii cu aceeași abilitate de cunoaștere între ale spiritualității, dar nu numai spiritualității, pentru că Neptun în Pești e la el acasă și se ocupă cu tot ce ține de psihic mai ales. O altă planetă care intră în prim plan pentru voi, Tauri, este Pluto. Și cum Pluto are două energii, tot două energii va lăsa și asupra voastră, Taurilor. Odată cu intrarea lui Pluto în vărsător, Taurii de început de zodie, cei născuți undeva cu soarele între gradele 0 și 5 ale Taurilor, deci cei de luna aprilie, dar nu toți, undeva până prin 27-28 aprilie, aceștia intrați, din păcate, sub influența unei quadraturi plutoniene unicat. Gradul 0 până la gradul 3 al vărsătorului vor fi marcate de Pluto, care de acolo va forma o quadratură cu soarele Taurilor. Toți Taurii intrați la rând la capitolul probe plutoniene, dar în următorii 20 de ani. Unii acum, alții la anul, alții peste 5 ani, alții peste 15 ani și tot așa până în 2044, când Pluto își va încheia complet quadraturile. Quadraturile plutoniene, da, au conotații karmice, dar voi sunteți deja rodați. Sunteți rodați pentru că voi până în 2023 ați avut axa nodurilor lunare prin ograda voastră. 2022-2023, eclipse, nodul nord în Taur, deci voi deja v-ați scuturat un pic bagajul karmic și v-ați încărcat bateriile, astfel încât o să fie parfum în quadratura plutoniană. Din păcate e de lungă durată. Unii acum o să simțiți, ba chiar și anul viitor. De obicei o quadratură plutoniană se simte cam 4-5-6 ani din viața noastră, deci cam despre cei care vorbesc acum, așa am să vorbesc încă vreo 5 ani de acum înainte, deci cei de început de zodia Taurului intrați sub acest tir astral de la Pluto în vărsător, care vă cere o reconfigurare de traseu. Să plecați din diverse locuri, să vă eliberați de lucruri care nu vă fac bine, da, probe de încercare, probe de răbdare, trebuie să vă reconstruiți, reconfigurați viața, dar probabil deja faceți asta de când îl aveți pe Uranus în zodia voastră. Pluto în vărsător, de fapt, are energia, da, a vărsătorului, dar voi îl aveți pe Uranus de câțiva ani în zodia voastră și el deja v-a pregătit, astfel încât nu o să fie chiar atât de ușor să faceți transformările, schimbările pe care un Pluto în vărsător o să vă îmbie să le faceți. Și este, din păcate, un aspect greu, un aspect de durată, un aspect unicat în viață și prin care toți, mai devreme sau mai târziu, trecem ca să lăsăm ceva jos, aia ce nu ne mai trebuie, să reconstruim viața pe un alt făgaș, acolo unde este cazul. Unii schimbă cariera într-un astfel de moment, alții schimbă familia, alții schimbă țara. Depinde. Destinul vi se poate reașeza un pic, reconfigura din multe puncte de vedere, dar fiind atât de pregătiți de Jupiter și de Uranus, încălziți de Jupiter și Uranus înainte, o să faceți ușor schimbările. O altă parte a Taurilor, sunteți încă un pic influențați de Pluto cât timp mai este în Capricorn. În ultimii 15 ani Pluto a fost în Capricorn, o zodie de pământ, și de acolo v-a fost de mare folos. Unii ați avut trigonul plutonian cu 15 ani, alții cu 10 ani, alții cu 5 ani, alții în ultimii câțiva ani. Și acum este cazul celor care știți că aveți soarele pe final de zodia Taurului, undeva între gradele 25 și 30,
a zodiei. Voi primiți această susținere de la Pluton Capricorn. Vă dă înțelepciune, vă dă maturitate, vă dă răbdare, vă dă fermitate, vă dă perseverență, v-a dat tot felul de resurse tuturor la urma urmei. Dar acum e vremea voastră acestor care știți că aveți în ultimele zile ale zodiei Taurului, care este un beneficiu, un Pluton Capricorn. Nu o să fie un beneficiu Pluton Vărsător, așa cum spuneam, pentru că toți începe să schimbați ceea ce a descoperit Pluton în ultimii 15 ani, că nu vă priește. Undeva el a consolidat niște lucruri, dar a și descoperit niște lucruri pe care de acum înainte, odată cu intrarea în Vărsător, o să le dărâme ca să le reconstruiți pe un făgaș mult mai solid și mult mai potrivit vouă. Voi, gemenii, intrați în centrul atenției foarte tare începând cu acest an, pentru că mai multe aspecte vă vizează. Prima planetă care vă vizează în mod direct este Jupiter. Ați auzit cu siguranță că Jupiter intră în gemeni anul ăsta, mai precis în luna mai, intră în zodia gemenilor și va sta acolo până în iunie 2025, încât în acest interval, mai 2024, iunie 2025, Jupiter va face conjuncție cu Soarele tuturor gemenilor, cu unii anul ăsta, alții intrați la rând anul viitor. De fapt, în cazul lui Jupiter în gemeni, el va traversa gradele de la 0 până la 20, încât putem spune că aproape toți gemenii veți primi această conjuncție. Și conjuncția jupiteriană ce este? Un mare buton pe care Jupiter apasă să faceți ceva, să schimbați, să porniți, să luați decizii, să intrați în relații, să spuneți ce aveți de făcut în această viață, pentru că Jupiter este o planetă norocoasă și trece odată la 12 ani prin zodia voastră, deci îl așteptați de ceva vreme. E momentul să faceți ceva ce n-ați făcut, să priviți până departe, spre viitor, să schimbați ce n-ați schimbat. O mare poartă se deschide odată cu Jupiter acesta. Orice se poate întâmpla cu Jupiter peste soarele vostru, cum ziceam, unii anul ăsta, alții anul viitor, dar practic puteți spune că tot acest interval vă susține de minune pe toți, că vă dă noroc, vă dă prosperitate, vă dă abundență de resurse, vă dă curaj, vă dă o stare de bine, de bună dispoziție, de bună stare la urma urmei. Dar bună stare nu se referă neapărat la bani, o stare de bine în general, ca și cum ați trage aer în piept, parcă v-ați aerisit toată viața din anumite puncte de vedere. Deci, da, este momentul vostru de succes. Profitați de tot anul 2024, ba chiar și anul 2025, pentru a face schimbările cele mai bune pentru voi. Să vă căsătoriți, să plecați în alte țări, să vă luați casă, să faceți un copil. Orice nou început este compatibil cu un Jupiter peste soarele vostru. O a doua planetă care vă vizează pe unii este Saturn. Saturn se află în Pești și oscilează așa undeva între gradele 3 și 19, dar lucrul ăsta s-a întâmplat și în 2023 și va continua și în anii imediat următori. Pe toată perioada trecerii lui Saturn prin Pești, și asta este undeva între martie 2023 și februarie 2026, cu o mică pauză undeva în 2025, toți gemenii veți simți, din păcate, cuadratura saturniană. Pe cât de susținut sunteți de Jupiter, pe atât de blocați vă simțiți unii de Saturn. Încât unii, da, o să ziceți, unii norocul ăla de care ziceai, da, e un noroc, dar totodată cu probele la pachet din partea lui Saturn. E, și cei care sunteți vizați în acest interval de Saturn, printr-o quadratură extrem de rară, sunteți cei care aveți Soarele acolo în gemeni undeva până prin gradul 25, deci practic aproape toată zodie, ce să mai vorbim. Undeva între gradele 0 și 25 a gemenilor și cei de mai și cea mai mare parte a celor din iunie, deci doar cei de final de zodia gemenilor sunteți deocamdată lăsați în pace de Saturn, că vine anul 2025 și 2026 să vă ia și pe voi un pic la bani mărunți, să vă dea niște examene de viață. Că Saturn în Pești
vă face să evoluați mai greu, să înaintați mai greu. Pe anumite planuri simțiți un blocaj, o frână trasă. Aveți de învățat o grămadă de lucruri, vi se pune răbdare la încercare. Ies unele lucruri mai greu decât v-ați propus. Mai greu înseamnă cu eforturi mai mari, nu înseamnă că nu se îndeplinesc. Cu atât mai mult că sunteți și foarte susținuți totuși de Jupiter. Deci o să fie o combinație, ceva vă trage înainte și ăsta este Jupiter și vă zice: hei, rup, hai, schimbă, du-te, liberează-te, ai curajul, pe când Saturn, pe unii, așa cum spunea, deși cam mulți, ce-i drept, hai să zicem că aproape toți, două treimi din zodia gemenilor, sunteți totodată trași înapoi de acest Saturn. Saturn în pești, care probabil vă arată că trebuie să renunțați la niște lucruri, trebuie să vindecați ceva, trebuie să abandonați ceva, trebuie să luptați pentru ceva. E o perioadă cu niște probe de încercare. Deci obțineți, dar cu eforturi mai mari. Obțineți, dar în timp mai îndelungat. Obțineți, dar trăgând mai tare la căruța asta decât altă dată. Că dacă n-ar fi acest Saturn acolo, wow, ce frumos ar suna lucrurile. O altă planetă care vă marchează pe voi o mică parte din zodia gemenilor este Uranus. Ciudat, nu? Uranus se află în Taur. Și o să ziceți, da, ce treabă am eu cu Uranus în Taur? E, faptul că Uranus va oscila așa undeva între gradele 19 și 27 a zodiei Taurului, când va ajunge pe gradele astea 26-27, deja va trimite conjuncție cu soarele celor de început de zodia gemenilor. Cei cu soarele în gradul 0, 1, 2 a zodiei gemenilor. Gemenii de mai, dar doar această mică parte. Pentru că restul vor fi sub influența lui Uranus începând cu anul viitor, când Uranus va intra de-a binelea la momentul respectiv în gemeni. Acum vă încălzește Jupiter, intrând în ograda voastră, ca de la anul să vină și Uranus, să-și continue ceea ce Jupiter... Jupiter deschide ferestrele, asta face în viața gemenilor, ca de la anul să vină Uranus să construiască ceva nou pe camera asta aerisită. Dar ia câtă, o mică parte deja, poate chiar de anul ăsta simțiți așa o pală de schimbare, un vânt al schimbării, un îndemn al schimbării. Repet, doar cei cu soarele pe primele grade, cei care sunteți născuți așa la granița dintre Taur și Gemeni. O altă planetă care vă vizează pe unii Gemeni este Neptun. Neptun este în pești și cu soarele gemenilor va forma o quadratură. Iar vorbesc de quadraturi, la fel ca Saturn de altfel. Deci, iată, conjuncție de la Jupiter, quadratură cu soarele unor gemeni de la Saturn, pentru o mică parte o conjuncție de la Uranus și, iată, încă o quadratură de la Neptun, dar aici este vorba mai ales de cei care știți că aveți soarele undeva pe gradele 20-30 ale gemenilor, adică undeva cei născuți în a doua decadă a lunii iunie. Nu e ușoară o quadratură neptuniană, dar e mai blândă decât quadratura saturniană, care, din păcate, și ea e tot cam acum. O quadratură neptuniană pune ceață pe ochi, pe minte, pe perspectivă, pe cât de îmbiați sunteți să porniți niște motoare, unii sunteți foarte confuzi. Încotro să o iau. Unii fugiți după iluzii, după chimere. Sunteți mai impresionabili, sunteți mai vulnerabili, mai manipulabili. Puteți să luați decizii greșite sub influența acestui Neptun în pești, care asta este un abur. Și cum nu vedeți cei dincolo de aburul ăsta, există și riscul să rătăciți, să porniți pe căi care mai devreme sau mai târziu se vor înfunda și vă veți opri. Tocmai de aia poate pe unii Saturn vă ține pe loc. Stai, nu fugi după care vezi pe pereți, deschide bine ochii, vezi că e o ceață acolo, nu crede orice, nu îți face iluzii prea mari de la viitor. Ia-o încet, pentru că totodată Jupiter vă îndeamnă, hai, pornește, hai, schimbă, numai că trebuie să fiți foarte siguri spre ceea ce porniți. Să nu fie abur undeva în perspectivă sau ceață și să nu știți încotro porniți. O altă planetă foarte importantă care vă vizează este Pluto, care intră în Vărsător.
intră în vărsător și va sta acolo 20 de ani, încât din vărsător, o zodie de aer, așa cum sunteți și voi, pe toți gemenii o să vă susțină timp de 20 de ani de acum înainte. Numai că acum e vremea celor de început de zodia gemenilor și pe care deja v-am spus că și Uranus vă susține așa tangențial. Cei născuți așa undeva în primele grade ale zodiei gemenilor, cu un trigon de milioane de la Pluto, cu conjuncție de la Jupiter, ba chiar și un pic o conjuncție de la Uranus, se adună acolo niște energii pentru voi, cei de început de zodie. Iar un Pluto învărsător e benefic, printr-un trigon de milioane cu soarele vostru, evident, un trigon unicat în viață. Mai devreme sau mai târziu, toți veți primi acest trigon și un trigon de la Pluto durează, unii poate deja îl resimțiți încă din anii anterior, numai că la vremea respectivă era energie de Pluto în Capricorn, care e cu totul alta decât un Pluto învărsător. Pluto învărsător e pe energia voastră de aer, e aerisită, e larghețe, e mult mai bună decât trigonul similar, dar pe vremea energiei de Capricorn, care, da, v-a îndemnat să rezistați, să supraviețuiți, să mergeți mai departe, v-a dat fermitate. E de acum tot Pluto vă deschide porțile, vă arată viitorul, vă scrieți viitorul, vă pregătiți viitorul pentru tot felul de schimbări. Unii parcă aveți sentimentul așa de parcă priviți până departe, unde să mă duc, încotro să o iau. Depinde ce vreți să faceți. Cariere noi, sensuri noi de viață, domenii noi de activitate, profiluri noi de studiu. Vă deschide fereastră, de aia v-am spus. Și pe fereastra asta puteți privi până foarte departe. Ați ajuns într-un punct al vieții voastre în care puteți să vă scrieți viitorul, știți vorba aia, cum îți așterni, așa vei dormi. Deci aveți curajul să, voi, cei de început de zodia gemenilor, să vă faceți planul de viitor. Și vă va ajuta acest trigon, vreo 5 ani de acum înainte. Voi racii sunteți de ceva vreme încoace destul de încercați și încă o să mai fiți un pic, dar și foarte ajutați. Pentru că toate planetele au câte o treabă cu voi în perioada asta. În primul rând, pe perioada trecerii lui Jupiter prin Taur, încă din 2023, Jupiter a format și încă mai formează cu soarele vostru al racilor un sextil foarte favorabil. Și aici este vorba mai ales de cei de final de zodia racului, pentru că ceilalți deja au trecut prin asta prin 2023, cât timp Jupiter a intrat în Taur. Am putea spune chiar și în anul 2000, până prin vara anului 2024, toți racii primiți această susținere benefică, norocoasă, de bun augur de la acest Jupiter în Taur, care dă un dram de stabilitate, dă un dram de abundență, dă un dram de prosperitate, umple niște rezervoare acolo de care vă puteți folosi, vă îndeamnă să deschideți niște paliere noi ale vieții voastre, să construiți ceva solid, durabil. Un Jupiter în Taur dă concretețe, dă materialitate vieții. Deci e foarte posibil, încă din 2023 și veți continua asta până când va ieși Jupiter din Taur în mai, să puneți niște baze, un fundament solid al vieții voastre de care vă veți bucura ani de zile de acum înainte. Pentru că după ce Jupiter va intra în gemeni, n-aveți nicio treabă cu Jupiter. Nu mai formează niciun aspect cu soarele vostru. De aceea profitați de un Jupiter în Taur până în mai să faceți schimbările pe care vreți să le faceți, să extindeți ceea ce deja ați început în ultima perioadă. Să eliberați, să vă eliberați de niște zone în care v-ați simțit poate un pic blocat, să simțiți așa că înaintați pe diverse planuri. Că Jupiter este o planetă de bun augur. Și repet, toți racii primiți această energie benefică și norocoasă. O altă planetă care vă vizează foarte bine și profund este Saturn. Saturn în 2023 a intrat în pești și este o energie de apă, așa cum este și a voastră, încât și în 2024 își continuă seria de trigoane foarte bune. Trigoanele dintre Saturn în pești și soarele racilor sunt foarte rare
Și se vor resimți undeva pe perioada trecerii lui Saturn prin Pești și asta se întâmplă undeva între martie 2023 și februarie 2026, cu o mică pauză undeva în 2025, dar despre asta vă vorbi la anul. E Saturn în 2024 balează așa undeva între gradele 3 și 19, dar undeva între gradele 0 și 7 a fost deja încă din 2023, încât unii ați avut parte de acest trigon benefic și în 2023 și continuați și în 2024, încât aproape toți racii primiți energia de stabilitate, de vindecare, de liniștire, de calmare a apelor în viața voastră de la Saturn citire, care vă dă înțelepciune, maturitate, vă dă resurse, vă dă căi, idei, soluții, protecție divină, acolo unde simțeați că viața voastră e un pic tulburată, că sigur a fost tulburată pentru mulți în ultimii mulți ani, a venit Saturn și v-a mai mângâiat așa un pic, v-a dat un dram de încredere că totul va fi bine, că totul merge bine, că ați depășit un moment greu al vieții, că ce a fost mai greu a trecut și de acum puteți privi spre viitor cu mai multă încredere și cu sufletul împăcat. Unii veți continua și la anul, așadar, până în 2026, cât timp Saturn va mai sta un pic în Pești, o să vină vremea racilor de final de zodia racului în 2025-2026. Acum este vremea celor născuți așa cu soarele undeva între gradul 0 și 25 al zodiei racului. Și un trigon saturnian este foarte rar, are loc cam o dată la 10 ani în viața voastră. Și Uranus are o influență foarte bună pentru o parte dintre voi racii. Uranus este în Taur și de acolo de unde se află în Taur formează sextil cu soarele unor raci și aici e vorba de cei care știți că aveți soarele undeva în a doua jumătate a zodiei racului. Deci racii de luna iulie spre final așadar de zodia racului. Pentru că Uranus va oscila așa undeva între gradele 19-27, încât putem să-l ducem undeva între 15 și 30. Iar în anul viitor părăsește zodia Taurului și de acolo nu o să vă mai influențeze multă vreme. Uranus este o planetă de stimulare, de amplificare, de creștere, de eliberare, de independență și merge mână în mână cu Jupiter, care deja vă susține foarte bine. Deci iată, al treilea aspect foarte bun pentru voi raci. De aceea mulți îmi scriați în diverse comentarii, vai cât de greu este pentru raci. A fost, pentru că iată, sunt și multe aspecte extrem de bune. Ei, nu toate sunt bune, așa este, dar ați ieșit din zona aia dificilă. Au fost ani mult mai grei pentru voi raci, nativ rac, încât acum e respiro, vă reveniți, vă ridicați, repuneți motoarele la treabă. Deci nu vă mai uitați înapoi, știu, raci, priveți foarte mult înapoi și comparați cu trecutul, vai ce greu a fost, a fost, pentru că viitorul sună bine, prezentul sună bine, că sunteți atât de bine susținuți, toți, mai devreme sau mai târziu, toți raci primiți sextilul jupiterian foarte norocos, trigonul saturnian de vindecare, de liniștire, de calmare a spiritelor, sextilul de stimulente, de amplificare a lui Uranus, toți primiți în acest interval, deci greu a trecut. Mai mult decât atât, iată, mai vine o planetă în ajutorul vostru și asta este Neptun. Neptun se află și el într-o zodie de apă, cum sunteți voi, și formează trigon cu soarele unor raci. Și aici este vorba de racii din ultimul decan al zodiei racului. Deci racii mai apropiați către leu. Cei de iulie, a doua decadă a lunii iulie, sunteți marcați de acest trigon foarte bun de la Neptun, unicat, care vine, cum spuneam, mână în mână cu trigonul saturnian, care au rolul ăsta de liniștire. Parcă vă îmbrățișează universul, parcă vă ajută cineva de sus. Poate fi o perioadă de trezire spirituală, de evoluție spirituală, de creștere în anumite puncte de vedere, de mângâiere, da? E al patrulea aspect foarte bun. Deci aspectele din Tau și aspectele din Pești pe voi, raci, vă susțin de minune. Că
că nu le puteți avea pe toate, așa este, pentru că o mică parte sunteți, totuși o foarte mică parte sunteți marcați de niște aspecte nu tocmai favorabile. Și aici vorbesc de racii din primele zile ale zodiei și din ultimele zile ale zodiei. Cei din primele zile ale zodiei racului, pe gradele 0, 5, soarele vostru este pe gradele 0 și 5 din zodia racului, sunteți marcați de tot de Neptun. Pentru că unii sunteți influențați minunat de Neptun în pești, acolo pe ultimele grade, așa cum spuneam, ale peștilor, dar tot pe final de zodia peștilor, Neptun începe să formeze o quadratură cu soarele racilor de început de zodie. Ciudat! Pe cei de la final îi ajută, pe cei de la început îi aburește, îi tulbură, vă face foarte confuz, foarte vulnerabil, foarte sensibil. Dar Neptun nu e o planetă rea, e o planetă aburitoare, atât, manipulatoare, zăpăcitoare, fugind după caie verzi pe pereți, ne facem iluzii, suntem mai idealiști, mai visători, mai cretul, mai naiv, mai ușor de redus de nas. Asta este singurul element pe care îl face un Neptun acolo în pești. Vă pune o ceață așa pe ochi, pe inimă, pe perspectivele voastre, nu prea știți, orbecăiți. Asta e singurul lucru pe care voi, racii cu soarele în primele grade, gradele 0-5 ale zodiei voastre, trebuie să aveți grijă. Să nu faceți iluzii de alea mărețe, să nu faceți, să construiți castele de nisip care, cine știe, mai devreme sau mai târziu, s-ar putea risipi. Evident că, începând cu anii viitori, toți racii veți primi așa calupuri de câte 5 ani de tulburare neptuniană. Toți! Și Neptun va mai sta multă vreme după aceea. Pentru că aici, la final de pești, el preia un pic din quadratura pe care o va face Neptun începând cu anii imediat următori, mai precis din 2026. În 2026 Neptun va intra în berbec și de acolo va forma quadraturi, dar încă de pe acum, la final de pești, începe un picuț așa să-și lase amprenta, parcă trimite așa un nor peste mintea voastră, peste voi și nu prea vedeți niște lucruri, ceea ce vă face foarte vulnerabil. Să credeți în oricine, în orice, să faceți vise mărețe, tocmai de aia aveți grijă încotro vâsliți ca să nu fiți tulburați. O altă planetă care vă mai marchează, vă spuneam că pe voi cei de început de zodie vă tulbură Neptun, dar pe cei de final de zodia racului, ultimele grade acolo, pe ultimele 5 grade ale zodiei racului, încă mai sunteți sub tirul astral al lui Pluton Capricorn. Asta este, mai este acolo un pic, mai oscilează înainte, înapoi, în 2023, în 2024, uite așa mai face Pluton între Capricorn și Vărsător și de acolo încă mai formează opoziția cu Soarele. Pentru că deja sunteți sub influența asta de vreo 5 ani, probabil. Și din păcate o să mai simțiți chiar și după ce intră în Vărsător, că se vor mai forma aceste opoziții. Opoziția e chiar și până la 5-6 grade distanță și până va apuca Pluto să se îndepărteze de soarele vostru mai durează un pic. Unii, începând cu anul ăsta, scăpați de el, alții încă mai aveți așa un pic de provocare plutoniană și Pluto pe toți racii va trece prin foc și sabie în ultimii câțiva ani. Tuturor v-a dat peste cap viața. Și când zic Pluto vă dă peste cap viața, e că el dărâmă ceva. Dar nu dărâmă să stați acolo și să plângeți. Dărâmă ca să reconstruiți. Pe principiu ăla, podul de piatră s-a dărâmat, nu? Vom face altul pe râu în jos. Asta a făcut Pluto. Va da jos podul să faceți altul. A distrus căsnicia, a distrus cariere, a distrus sensuri, a distrus ceva ca să o luați de la capăt, pentru că Pluto asta este o planetă a crizelor, da, ne doare capul când suntem sub influența lui Pluto, dar ne obligă să o luăm de la capăt. Nu e final de viață, e început de viață nouă, încât unii încă mai aveți niște ultime schimbări de făcut, ajustări, ca alții deja s-au trecut prin asta. Cum Pluto a stat în Capricorn din 2008 încoace, cine știe, unii Capricorni încă din 2005 au început marile transformări, 2005, 2010, 2015, și până acum,
în 2024, ba chiar am putea spune unii și încă vreo 2 ani de acum înainte, dar hai să nu vă speriați, pentru că nu mai are atâta putere cât a avut cât timp a fost în Capricorn. Mai blândă va fi energia unui Pluton vărsător, chiar dacă va mai forma niște opoziții acolo, pentru că da, el schimbă, dar vă reconstruiește viața pe un teren mai spațios, mai aerisit, cu mai mult curaj. Cu un Pluton Capricorn poate n-ați avut atâta curaj, v-ați simțit așa un pic cu restricții pe cap, cu reguli impuse, cu obligații. E, nu va mai fi aceeași energie cu un Pluton vărsător, care, da, poate continuă să dărâme, dar ce vă oferă ca alternativă poate fi mult mai bun, o eliberare, un suflu proaspăt la urma urmei. Deci nu trebuie să vă speriați de un Pluto în opoziție cu soarele vostru, cei de final de rac, pentru că deja îl cunoașteți de câțiva ani buni, îi știți deja energia, și el de fapt nu face altceva decât să vă trimită pe o cale complet nouă și este unicat în viață în astfel de aspect. Pentru voi lei, anul 2024 vine cu energii foarte contradictorii. În primul rând, Jupiter vă influențează cu două energii total diferite. Cât timp Jupiter trece prin Taur, și asta înseamnă a doua parte a anului 2023 și prima parte a anului 2024, formează cu soarele tuturor leilor, cu unii deja se întâmplă lucrul ăsta din 2023, alții abia acum intrați la rând, dar am putea să ne referim la toți leii, că s-ar putea unii să mai simțiți așa o codiță a acestui aspect, toți veți primi quadratură jupiteriană, adică Jupiter formează quadratura cu soarele vostru, ceea ce înseamnă o stare de conflict, de tensiune, provocări, trebuie să luptați mai mult pentru valoarea voastră, să vă arătați valoarea, e mai greu să vă arătați voi, să vă afirmați, să vă atingeți niște scopuri, să culegeți niște roade, nu înseamnă că nu le atingeți, dar e cu un efort mai mare ca oricând, că e quadratură și quadratură e parcă ceva vă trage în stânga, ceva vă trage în dreapta și parcă nu merge așa de ușor cum v-ați propus. Nu e atât de mult noroc ca altă dată, dar după ce Jupiter va intra în Gemeni în luna mai, și asta se va sta acolo în Gemeni până în iunie 2025, e respiro, e aer proaspăt, ceea ce eventual v-a pus la încercare Jupiter pe perioada trecerii în Taur, pe atât vă va ajuta pe perioada trecerii lui Jupiter în Gemeni. Deci două energii total diferite, vă și pune la încercare, dar după aceea vă și ajută, întâi vă zguduie bine ca apoi să vă dăruiască, întâi vă îngreuiază căruța ca apoi să o elibereze, clar, vă pune la încercare. Deci, pregătiți-vă pentru o perioadă bună cu Jupiter în Gemeni. De prin mai încolo, aer proaspăt, oameni noi, decizii bune, schimbare, o stare de lejeritate, ca de primăvară. Pentru că un Jupiter în Taur vă pune la treabă, vă înhamă la o căruță, hai muncește, hai trage, hai luptă, arată cât de bun ești. Ca pe urmă, parcă așa, vă mai simțiți așa într-o oarecare vacanță, să zicem așa. Mai... E de bun augur acest Jupiter în Gemeni și de care vă veți bucura unii și în 2025. Saturn vă lasă în pace. Este una din planetele care n-are nicio treabă cu Leo, ceea ce e bine. În schimb și celelalte planete au câte ceva să vă ofere. De exemplu, Uranus. Uranus nu mai este atât de bun cu voi. Uranus merge mână în mână cu energia lui Jupiter în Taur, că și Uranus tot în Taur este. Numai că nu pe toți lei vă pune la încercare Uranus. Pe unii deja v-a pus la încercare acum câțiva ani. În fond, Uranus a intrat în Taur în 2018 și iese în 2025. În acest interval de 7 ani, toți lei primiți quadratura uraniană. Și ce este o quadratură uraniană? Este un stimulant de schimbare, doar că e o schimbare greu de făcut. Ieșirea din zona de confort, obișnuința. Și cum iese și un Jupiter tot acolo în Taur, probabil lupta pe care trebuie să o dați voi în această perioadă este de a vă demonstra valoarea. Că unii n-ați reușit să faceți lucrul ăsta. Sunteți conștienți de valoarea voastră, dar parcă acum e momentul să o scoateți mai mult la lumină. Este și o perioadă cu o oarecare luptă de natură financiară, că totuși Taurul este o zonă materială a vieții, încât poate unii în acest interval, unii poate deja treceți prin asta, alții acum, alții mai urmează și la anul, ați avut o luptă continuă cu banii.
cu păstrarea echilibrului. Poate ați făcut niște abuzuri, poate ați făcut niște greșeli, de aia trebuie să fiți atenți și în acest an la capitolul bani, să nu aruncați banii pe fereastră, să nu luați decizii necugetate în ceea ce privește banii. Dar totodată Uranus vă cere să vă căutați resursele. Pe principiu, dacă vezi că de acolo nu vine ceea ce trebuie, caută în altă parte. E cazul leilor născuți cu soarele undeva în a doua parte a zodiei. Adică leii care aveți soarele undeva între gradele 15 și 30 a zodiei. Voi sunteți marcați de acest Uranus, ca alții sunteți deja sub influența, ați fost sub influența lui Uranus de prin 2008 încoace, mai devreme sau mai târziu. Ca de la anul, gata, energia acestei quadraturi să se mai risipească, ce-i drept, se mai poate simți un pic și în 2025, cât timp va trece în zodia imediat următoare, după ce Uranus va intra în Gemeni, chiar dacă ar trebui să vă susțină pe unii lei, pe alții, pe final de zodia leului, încă o să vă mai testeze și în 2025. Și care poate să vină cu surprize bizare, cu extreme. Azi aveți bani, mâine nu mai aveți, azi sunt pe poziție, mâine nu mai sunt, deci un pic să fiți prudenți că Uranus poate veni cu ciudățenii, poate veni cu unele furtuni și care de fapt s-ar putea să vă oblige să vă gândiți, măi, eu pe unde o zbughesc și o să zbughiți începând cu anul viitor. Deci deocamdată unii așa sunteți în fază de supraviețuire, să rezistați pe o mare furtunoasă, că e financiară, că e doar de natură profesională, trebuie să vă țineți bine de barele voastre ca să rezistați acestei furtuni uraniene, dar care de fapt s-ar putea să vă schimbe, să vă schimbe viziunea, să vă ajute să săpați un pic după voi ce știu să fac, care mi-s talentele, care mi-e priceperea. Dacă nu sunt bine plătit în domeniul ăsta, poate găsesc altul în care pot fi bine plătit. Și asta faceți probabil de câțiva ani încoace. Deci Uranus în quadratură cu soarele, da, poate fi un pic o zonă turbulentă a vieții voastre. Hai să vedem ce face Neptun cu soarele unora dintre voi lei. Neptun se apropie de ieșirea din Pești. Neptun va ieși în ianuarie 2026 din Pești, dar acolo la ieșirea din Pești nu formează niciun aspect cu soarele leilor, dar apropiindu-se ușor, ușor de Berbec, unde va fi din 2026 încolo, puteți spune că încă de pe acum cu soarele unora dintre voi leii începe să formeze trigon, foarte bun trigon. Sigur, o să-l simțiți mai bine începând cu 2026, mulți ani de acum înainte, pentru că acum e la final de Pești, așa tangențial cumva atinge soarele leilor, mai ales soarele pe gradul 0 până la gradul 5 al leilor. Voi sunteți ajutați cumva de această inspirație a unui Neptun pe final de Pești. Repet, va fi mult mai pregnantă puterea lui Neptun după ce va intra efectiv în Berbec în 2026. Dar e blând Neptun. Neptun e o planetă care ne mângâie, care ne liniștește, care ne vindecă, care ne mângâie pe crește și spune totul va fi bine, încât probabil acest Neptun pentru unii liniștește tot ceea ce Jupiter a dat peste cap, ceea ce Uranus a răsturnat sau a răscolit în viața voastră. Repet, este vorba doar de cei care aveți soarele pe început de leu, dar tot voi aceștia, din păcate, veți intra în tirul astral al lui Pluto. Pluto intră anul ăsta în Vărsător, unde va sta timp de 20 de ani de acum înainte și pe toți leii o să îi supună în ăștia 20 de ani la o poziție unicată în viață. Atâta doar că o poziție plutoniană durează cam 6 ani din viața fiecăruia dintre noi oamenii. Unii poate deja îl simțiți pe Pluto și aici vorbesc de cei care aveți soarele undeva în primele 5 grade ale zodiei leului, la fel cum sunteți marcați de trigonul neptunian, pardon, încât opoziția lui Pluto este diminuată, liniștită, calmată de Neptun de acolo din Pești și apoi peste câțiva ani în Berbec. E bine. Pentru că dacă ar fi fost doar Pluto, poate îl simțeați mult mai
grav, mai serios, mai profund. E vine Neptun, care ce este? Este mâna divinității, este zona spirituală a vieții, este însuși cerul care vă ține în brațe. Da, Pluto răstoarnă, dă jos ceea ce nu mai trebuie să rămână, pentru că Pluto este o planetă ușor critică, așa este, dar care dărâmă ca pe același teren să facă ceva complet nou. Încât poate fi un proces de transformare pentru voi, da, de durată, unii poate pe primele zile ale leului deja trăiți această opoziție încă din ultimii 3, 4, 5 ani, în timp ce alții abia acum intrați la marele proces de transformare plutoniană, care nu e ușor, așa este. Până acum toți racii au trecut prin asta, acum intră la rând lei. Și mă rog, și planetele, și zodiile aflate la cuadratură, despre care deja am vorbit. Doar că e o energie de eliberare. Pluto învărsător se duce și desface lacătele, se duce și dă drumul la pușcărie, se duce și eliberează câinele din lanț. Deci are rolul ăla de mai suport viața asta de până acum, o să vă întrebe Pluto. Cine o suportă? Acolo unde sunt niște probleme, evident. Cine o suportă și o asumă și merge mai departe așa, la nivel de câine prins în lanț. Dar pentru alții zice, nu domnule, mie îmi trebuie libertate, mie îmi trebuie spațiu, mie îmi trebuie un nou început, mie îmi trebuie să privesc spre viitor, nu spre trecut. Eu vreau să respir, că Pluto învărsător are rol de aer proaspăt. Deci cam asta o să facă opoziția lui Pluto cu soarele vostru, al celor cu, da, cu soarele pe gradul 0 până la 5 al zodiei leului. Și nu neapărat anul ăsta, câțiva ani de acum încolo. V-am spus că o opoziție, poate pentru unii se simte deja de câțiva ani, pentru alții abia de acum încolo începe să se simtă timp de vreo 3, 4, 5 ani de acum înainte, că e cea mai lentă conjuncție. Durează 6 ani în viața oricui. Deci pot veni câțiva ani de transformare, de punct și de la capăt, de a dărâma ceva ca să construiți altceva, dar de fapt ce construiți este mai potrivit vouă, mai bun, mai lejer, ieșind din zona aia de lanț, cum ziceam, inclusiv natură karmică, evident. Sunteți una dintre zodiile care va intra în tirul astral al lui Pluto, care înseamnă echilibrare karmică, proces karmic, lecții, evident, dar fiți sigur că veți trece cu brio, nu e motiv de speriat. Așa cum racii au rezistat cu bine ultimilor 15 ani cât timp Pluto a fost în opoziție cu soarele lor, asta este, acum este vremea voastră a leilor, peste 20 de ani o să intre fecioarele la rând și tot așa, cam 15-20 de ani din viață, câte o zodie trece la marea transformare, numai că nu o să stați 20 de ani în proces karmic. Asta pentru voi, cei de început de zodia leului, e vremea voastră. Alții urmați în anii care urmează. Voi, fecioarele, veți primi energii de la toate planetele lente. Jupiter are două energii total diferite să vă ofere, pentru că atât pe perioada trecerii lui Jupiter prin Taur formează un trigon foarte bun cu soarele vostru al fecioarei, dar după ce se mută în gemeni, începe să vă pună la încercare. Deci, pe cât de susținuți sunteți pe perioada, pe prima parte a lunii 2024, dar de fapt cu trimitere din anul 2023, pe atât de încercați, sau mă rog, complicată vi se va mai părea viața după ce va intra în gemeni. Jupiter așadar stă în Taur, o zodie de pământ, așa cum sunteți și voi, până luna mai, încât încă din 2023 primiți tot ce vă trebuie, toate resursele de care aveți nevoie, abundente, o energie abundenței, o energie a bunăstării, a prosperității, poate nu neapărat financiar, sigur că și financiar este una din zonele care vă susține foarte bine, dar simțiți că aveți pe ce vă baza. Jupiter în Taur vă dă sentimentul de am și după am, puneți ce simțiți nevoie să puneți. Am prosperitate, am resurse, am idei, am imaginație, am oameni pe care mă pot baza, am ajutor, am tot ce îmi trebuie pentru a înainta. Deci e foarte bună o energie în zodie de pământ a lui Jupiter. Pentru că după ce va intra Jupiter în gemeni, și aici e vorba de toate fecioarele, atât pe perioada trecerii lui Jupiter prin Taur, cât și pe perioada trecerii prin gemeni, toate fecioarele primiți în 2023,
2024 și un pic din 2025 primiți aceste energii atât de diferite. Pentru că după ce va intra luna mai în zodia gemenilor, vă pune la încercare. Cu alte cuvinte, ceea ce v-a dat pe perioada trecerii prin Taur începe să vă cearnă un pic pe perioada trecerii prin gemeni. Începeți să luptați pentru ceea ce ați obținut. Unii cu un Jupiter în gemeni ați putea fi ușor tentați să vă culcați așa un pic pe ureche și să ziceți ați avut pe perioada trecerii prin Taur, după aia trebuie să luptați să păstrați ceea ce ați obținut. Ați păstrat un job, țineți-vă, ați obținut un job, țineți-vă de el, ați obținut o iubire, țineți-vă, deci se cere muncă în continuare. Jupiter în Gemeni ne face de multe ori să fim superficiali, să fim aerieni, să fim adolescentini, nu? Doar mi-am umplut coșurile cu tot ce îmi trebuie pe perioada trecerii lui Jupiter. Ce să mai muncesc? Ei, nu, nu e chiar așa. De aia nu vă lăsați furați de o stare de bine pe care un Jupiter în Taur v-a inspirat-o. Că o quadratură jupiteriană vă mai poate zgudui pe aici pe acolo. Vă mai poate lua din ceea ce ați obținut. Sau măcar să vină și sentimentul ăla că am primit, dar eu ce dau pentru toată povestea asta. Deci nu vă relaxați. Continuați să luptați chiar și pe perioada trecerii lui Jupiter prin Gemeni, că nu e chiar atât de simplă. Nu e rea, nu e un dezastru, nu e catastrofă un Jupiter în Gemeni în quadratură cu Soarele. Dar vă simțiți așa un pic încors, un pic un conflict interior, parcă începe să vă îndoiți de ceea ce ați obținut, parcă vă este frică să nu pierdeți ceea ce ați obținut. Tocmai de aia vi se cere să rămâneți conectați la energia anului. Saturn are o influență mai dificilă pentru voi, fecioarele. Deci pentru fecioare nu e un an ușor, nici anul ăsta. Pentru că Saturn în Pești formează o opoziție cu soarele vostru al fecioarelor. Saturn în anul 2024 va oscila așa undeva între gradele 3 și 19, deși chiar și în 2023 a fost undeva între gradele 0 și 7, încât unele fecioare și în 2023 ați fost influențate și în 2024, mai ales cele de început de zodia fecioarei. Fecioarele de august, de exemplu, voi sunteți, ați fost și încă mai sunteți un pic sub influența opoziției saturniene, care vă dă sentimentul de blocaj, de înaintare lentă, răbdarea vă este pusă la încercare, munciți mai mult pentru ceea ce obțineți, durează mai mult până ajungeți acolo unde v-ați propus. Că Saturn în Pești asta dă sentimentul de tras înapoi. O opoziție, și o opoziție rară. N-aveți parte oricând de opoziție saturniană. Unii sunteți acum, din 2023-2024, în timp ce alte fecioare, intrați la rând în opoziție saturniană, în anii imediat următor, 2025-2026, că abia în 2026 va părăsi efectiv Saturn Pești și vă lasă în pace. Dar acum trebuie să fiți foarte concentrați, să nu vă lăsați furați de liniștirea anumitor planuri, de acel sentiment că mi-am atins niște scopuri. Da, le-ați atins, minunat, dar nu trebuie să lăsați garda jos, să scăpați controlul, că e încă o perioadă delicată, dificilă. Obțineți mai greu unele lucruri, sunteți mai obosit, poate nici stare de sănătate nu este în cea mai bună formă, nu e tocmai ușoară o poziție saturniană. Și nu s-a mai produs opoziția saturniană de vreo 30 de ani, sau hai să zicem, putem să ne gândim undeva în ultimii 7 ani ai vieții voastre, când a fost o quadratură saturniană, și atunci poate a fost mai greu. Și acum, da, e grea perioada unui Saturn în Pești. Nu puteți spune că e simplu. Saturn cere mult de la noi, ne cere maturizare, ne cere responsabilizare, ne cere asumare. Și când zic opoziție, ceva nu vă lasă, ceva nu vi se dă, ceva nu obțineți, nu așa de ușor, ci cu niște eforturi, cu niște schimbări, cu niște lecții pe care trebuie să vi le asumați. Poate fi și o perioadă karmică, da, dar fiți siguri că veți ajunge acolo unde v-ați propus. Chiar dacă merge mai greoi, evoluția este un pic mai lentă, sigur va fi în beneficiul vostru. Poate mai ușoare pe perioada trecerii și a lui Jupiter prin Taur, că sunteți totodată susținuți, pentru că după ce intră și Jupiter în Gemeni, atunci chiar că unii
unele fecioare vă veți simți în corz. Nici Saturn nu vă lasă, nici Jupiter nu vă lasă. Și dacă vă mai spun că pe unele și Neptun vă ține pe loc, da, nu e ușor deloc. Pentru unele fecioare este foarte greu. Mai ales voi fecioarele care aveți soarele undeva pe gradul 20-25 al fecioarei, s-ar putea să vă simțiți cele mai prinse în corz și de la Jupiter, și de la Saturn, și de la Neptun în opoziție. Dacă mai băgăm și pe Lilith, că și ea este acolo, da, unele fecioare simt așa că au multe pe cap, alții cât un pic, cât un Uranus, cât un Neptun, așa care vă mai tulbură, vă mai provoacă. Saturn, cum spuneam, vă blochează evoluția, vă îngreuiază, nu o blochează, vă îngreuiază evoluția, atingeți mai greu ce v-ați propus. Neptun în Pești, în punctul diametral opus, și aici este cazul celor care aveți soarele undeva pe gradul 20-30 al fecioarei, deci ultimul decan al fecioarei, cei de mai aproape de balanță, așadar, voi simțiți opoziția neptuniană, care nu e altceva decât confuzie, ceață, tulburare, nu știu ce să fac, nu știu încotro să iau, sunteți derutați, sunteți aerian, sunteți vulnerabil, puteți fi ușor de păcălit, vă puteți înșela, vă puteți autoamăgi, deci mare grijă cu energia asta neptuniană în principal, că s-ar putea să vă faceți vise imposibile, să fiți mai visători, să fiți mai idealiști, să fiți mai creduli, să credeți în ceea ce vi se spune. Și poate de aia vine și Saturn la pachet, să vă oprească, să vă tragă înapoi, stai ușor, nu te du. Că nu e chiar atât de rău că aveți două opoziții. Una vă cheamă în zone iluzorii și asta poate fi Neptun, pe când Saturn nu vă lasă să vă duceți în acele zone iluzorii. Încât piedicile uneori sunt benefice, nu te duce, nu face lucrul ăsta. Că nu e nimic acolo. E o imagine, e o iluzie, un vis, e o chimeră. Și de aia, dacă unele lucruri nu o să vă iasă, probabil nu trebuie să vă iasă niște lucruri și e spre binele vostru că Saturn vă trage înapoi, că Jupiter vă trage înapoi, că nu vă atingeți niște scopuri. Nu astea, o să meargă altele cu alte ocazii. Deci, iată-te, voi, fecioarele de grad 20-30, cu soarele în gradul 20-30 al fecioarei, adică undeva în decada a doua a lunii septembrie, dacă sunteți născuți, sunteți sub influența opoziției neptuniene, în timp ce Saturn vă blochează evoluția celor fecioarelor de august și cele de primele 10 zile ale lunii septembrie. Deci un pic diferiți așa ca energie, dar o părticică mititică, ce-i drept, cele născute undeva, cred că undeva între 10 și 15 septembrie, cam așa, voi s-ar putea să simțiți cea mai bulversantă perioadă, cea mai confuză perioadă. Nu tot ce zboară se mănâncă, nu. Ideal ar fi să stați pe loc într-un astfel de moment. Nu faceți lucruri mărețe, că s-ar putea să nu iasă. S-ar putea să fie consum inutil de resurse, de energie, de speranțe, de vise și să vă treziți după ce trece anul ăsta mai delicat, că n-a ieșit nimic din tot consumul ăla de energie. Și Pluto mai are o treabă cu unele fecioare, foarte puține. Și anume fecioarele născute cu soarele undeva între gradul 25 și 30, chiar pe ultimele zile ale fecioarei. Voi sunteți sub trigon plutonian, foarte bun de altfel, încât unele chiar coincid cu opoziția neptuniană, e un beneficiu că este Pluto acolo și vă susține. În același timp, Uranus este într-o poziție foarte bună. Undeva tot, cam aceeași zonă, undeva gradele 15, 20, 30 ale fecioarei sunteți sub influența lui Uranus prin trigon, a lui Neptun prin opoziție și a lui Pluto prin trigon, ceea ce vă susține bine, în bine, ce să mai vorbim. Nu vă lasă chiar să vă risipiți, să alergați după chimere inutile, vă atenționează că sunt acolo. Și poate vă țin departe. Da, fecioarele sunt printre cele mai provocate, cred, din tot zodiacul. Unele sunt blocate, altele sunt confuze, altele nu ajung acolo unde și-au propus, altele aleargă în continuare, dar parcă tot mai departe este ținta, de aia s-ar putea să necesite un efort mai mare ca oricând, altele sunt ținute pe loc spre binele lor. Deci e ciudată energia aceasta când toate planetele astea lente pe unele vă cam țin pe loc.
Da, v-am spus, există o mică părticică a Fecioarei care primește toate cele trei planete lente într-un fel sau altul. Și astea ar putea fi cele, hai să zicem, născute cu soarele în jurul gradului 20 al Fecioarei. Uranus în Taur e bun. Jumătate din zodia Fecioarei, a doua jumătate a zodiei Fecioarei, este îndemnată, stimulată, încurajată. Mergi, înaintează, nu te lăsa, luptă, crești, dezvoltă-te, eliberează-te, arată-ți potențialul, țintește departe, visează până departe, dar în același timp nu uitați că unele sunteți confuze, tulburi, aburite de Neptun în Pești, unele, o mică parte. Mai există o parte din Fecioare care este marcată de Lilith. Știți foarte bine că Lilith la sfârșitul anului 2023 a intrat în Fecioară și mai stă un picuț acolo, undeva până pe 29 iunie Lilith mai este în Fecioară. Încât, mai ales cele care aveți soarele, nu, cele născute în luna septembrie sunteți marcate de această conjuncție a lui Lilith. Unele la începutul anului, altele prin primăvară, până, cum v-am spus, în luna iunie. Toate veți primi pe Lilith deasupra capului. Numai că Lilith nu este chiar un baubau. Are și o energie negativă, scoate și umbra din noi, scoate fricile la iveală, ne sensibilizează pe aici pe acolo, încât da, poate mai ales la capitolul încredere în voi, mai ales la capitolul planul sentimental să fie un pic marcat sau poate chiar sănătatea să mai fie mai șubred așa, pe când fecioarele de început de zodie deja se recup prin asta în 2023, dar celelalte de la gradul 10 încolo până la 30 cu Lilith deasupra capului, și lucrul ăsta se întâmplă odată la 9 ani, extrem de rar, unele vă simțiți mai încrezătoare ca oricând, mai puternice ca oricând, mai cu tupeu ca oricând, ceea ce fecioarele nu prea fac. Dar iată, dintr-o dată așa cu Lilith acolo, Lilith este o energie a independenței, a puterii, mai ales femeile. Hai să zicem, Lilith are o energie feminină foarte puternică. Cu Lilith deasupra capului pentru bărbați poate fi ispita, care vă ia un pic cu ochii, vă puteți îndrăgosti de cine nu trebuie, puteți să fiți atrași pe căi nu tocmai favorabile din punct de vedere sentimental, mai ales dacă sunteți deja în alte relații, în timp ce pe femei vă face mai curajoase, mai cu tupeu, mai sexy, mai senzuale, mai feminine, descoperind o latură de rog feciorelnică asupra vieții voastre. Deci, cine aveați nevoie de un impuls așa să se manifeste mai, cu mai mult curaj și care vă poate ajuta în orice plan al vieții și în carieră, de ce nu? Un pic mai bătăioase, un pic mai puternice. Și acolo poate fi un beneficiu, la fel ca și în plan sentimental, evident, și cu conotații pasionale foarte puternice. Deci odată, la 9 ani aveți acest, vă împinge ceva de la spate, parcă luptați cu timiditatea, parcă luptați cu anonimatul, cu fricile voastre. Unii acum le scoateți mai tare la iveală, hopa, am niște probleme, trebuie să mi le rezolv, în timp ce alții deveniți mai curajoși. Că, repet, Lilith nu e doar un baubau, este și o susținătoare. Adică e puterea aia, uneori ușor perversă, dar de care avem nevoie să sărim peste niște obstacole în cazul în care apar în calea noastră. Deci, iată, voi, fecioarele, puteți fi foarte provocate, printre cele mai provocate din tot zodiacul. Voi, balanțele, sunteți în centrul atenției în 2024 și în 2024. În primul rând, aveți aproape de la toate planetele provocări, dar și susținere. Două planete sunt marile voastre ajutoare în 2024, și anume Jupiter, care în luna mai va intra în Gemeni, încât din mai încolo, până anul viitor, în 2025, până primăvară, vă va susține cu un trigon de toată frumusețea, dar și Pluto, care intră într-o altă zodie de aer, și anume în Vărsător, încât voi, balanțele, vă desfiți în două direcții foarte susținute prin trigoane. Ce drept Pluto în Vărsător, hai să vorbim de Pluto, dacă tot am amintit de el, Pluto va sta în Vărsător 20 de ani, încât acum e doar perioada bună de susținere, de energizare a balanțelor de început de zodie.
Celelalte sunteți foarte susținute pe perioada trecerii Jupiter prin Gemeni, tot anul 2024, ba chiar și un pic din 2025. E o energie de inspirație, de decizii bune, de comunicare foarte bune, de relaționare, oameni importanți vor apărea în calea voastră și o să fie pe parcursul anului niște evenimente importante care s-ar putea să vă pună în fața unor decizii noi, radicale, pe care nu le-ați mai luat poate niciodată până acum. Jupiter în Gemeni e un mare susținător. E aerul proaspăt de care aveați nevoie. Auspicii norocoase, o creștere, o extindere a vieții voastre pe diverse planuri, depinde unde aveți zona gemenilor pe hartă. Dar e un trigon de care aveți parte rar. Cam odată la 4 ani aveți un trigon în zodii de aer, așa cum este și zodia voastră. O altă planetă, nu, două planete n-au nicio treabă cu voi și îi vorbesc de Saturn. Saturn este în Pești și de acolo din Pești nu formează niciun aspect cu soarele balanților, la fel ca Uranus, care se află în Taur și de acolo din Taur vă lasă în pace. Deci două planete n-au treabă cu voi. Decât acolo unde se află ele pe harta voastră natală, prin ce case trec, sau dacă aveți diverse planete care pot intra pe parcursul anului în legătură cu ele, dar cu soarele balanțelor, Saturn și Uranus nu intră în conexiune. Neptun, în schimb, se va afla pe parcursul acestui an, undeva și anul ăsta și anul viitor, pe final de zodia peștilor. Aparent, n-are nicio treabă cu balanța. Peștii nu sunt pe o axă a balanței. Dar, prin simplu fapt că peștii undeva în 2024 vor ajunge până pe gradul 30 al zodiei peștilor, practic se apropie foarte tare de ușa de intrare în zodia berbecului, care este în punctul diametral opus balanței. Încât așa tangențial un pic anul ăsta și un pic anul viitor, balanțele de început de zodie, cele care știți că sunteți născute în primele zile ale zodiei, atunci în septembrie, puteți primi o poziție neptuniană. Altele urmați anii viitori. Mai ales în 2026 o veți simți mai tare, pentru că în 2026 Neptun intră în berbec și atunci clar este în opoziție cu soarele balanței. Acum e așa, prin alianță, prin atingere, cum spuneam, prin simplu fapt că se apropie de gradul 30 al peștilor. O opoziție neptuniană nu e gravă, e doar o stare de confuzie, e doar o stare de derută, nu știți încotro mergeți, repet, doar cazul balanțelor de început de zodie. Se așează o ceață peste viața voastră, poate rătăciți, poate luați decizii incorrecte, poate sunteți înduși în eroare, poate vă amăgiți, vă autoamăgiți, vă pot amăgi și alții. Deci mare grijă spre ce direcții vă aruncați în perioada asta. Să nu fiți confuz, să nu fiți idealiști, să nu fiți supravisători, să nu fiți iluzorii, că asta e singurul mare dezavantaj al unui Neptun în Pești. O altă planetă care vă vizează foarte puternic și despre care deja am vorbit este Pluto. Și din nou vorbesc de o mică parte a balanțelor, așa cum Neptun vă influențează pe cele cu soarele între gradul 0 și 5 al balanței, cam același interval este și sub influența lui Pluto. Pluto, intrând în vărsător, într-o zodie de aer, de acolo formează un trigon unicat în viață, dar în următorii 20 de ani toate balanțele veți primi trigon de la Pluto. Unele anul ăsta, altele peste 3 ani, peste 5 ani și așa mai departe, până peste 20 de ani, ba chiar și vreo 23 de ani de acum încolo, pentru că un aspect se formează și când planeta intră în zodia alăturată. Pentru că unele deja sunteți cele de care vă ziceam din primele zile ale zodiei balanței, deja sunteți sub trigon plutonian, numai că până acum ați fost cu Pluto în Capricorn, cu anumită energie, acum intrând într-o zodie de aer, vă ajută? E mai un sentiment de la mai de respiro. Exact ceea ce va face și Jupiter de acolo din Gemeni. Jupiter în Gemeni, Pluto în vărsător, vă dau un pic de larghețe, un pic de spațiu, un pic de aer proaspăt în cazul în care ultima perioadă a vieții voastre a fost mai sufocant, mai obositoare. E sentimentul de eliberare, de independență, de descătușare.
de priviți spre viitor, planuri noi, oameni noi, schimbați locul și norocul, schimbați anturajul, schimbați atitudinea de viață, puneți o lumină peste viața voastră, de ce e bine. Jupiter în Gemeni, Pluton în Vărsător vă ajută de minune. Se mai schimbă un pic energia de la multă energie de pământ de care am avut parte în ultima vreme, intrăm pe energie de aer, ceea ce înseamnă aer curat, aer proaspăt, nu? Repet, e cazul doar celor care aveți soarele pe gradul 0 până la 5 al zodiei balanței. Pentru că o altă parte a balanțelor, și aici vorbesc de cele de final de zodia balanței, cele care aveți pe gradul 25 până la 30 soarele, cele de la final, nu uitați, sunteți încă sub influența lui Pluton Capricorn. Pluton Capricorn formează cuadratură cu soarele vostru, al celor din balanță. Final de balanță, pentru că în ultimii 15 ani toate balanțele ați primit cuadratura plutoniană, ceea ce a fost mult blocaj, mult efort, multă oboseală poate chiar acumulată. Lucrurile au mers foarte lent, foarte greoi în viața unora. Unele ați trecut prin asta cu 15 ani, altele cu 10, altele cu 5 ani, altele de 5 ani încoace și încă mai aveți așa un pic de tras. Repet, cele de final de zodia balanței, cele de octombrie, așadar mai către Scorpion. Nu e ușor un careu plutonian. Partea bună e că este o singură dată în viață în această formă, dar care asta a făcut? A îngreuiat lucrurile, a dezechilibrat lucrurile, v-a făcut să renunțați, vi s-a părut mai greu ca oricând. S-au dărâmat niște lucruri, dar ce s-a dărâmat pe perioada unei quadraturi plutoniene, s-a dărâmat ce nu vă mai era de folos. V-ați descotorosit așa de niște lucruri. Posibil să fi fost și o perioadă karmică, așa cum ziceam, ați plătit, echilibrat, karmic, o grămadă de datorii din altă viață. Au plecat oameni din viața voastră, ați pierdut oameni, ați abandonat oameni, ați abandonat căi, ați abandonat cariere, ați abandonat familie, ați abandonat lucruri, dar ce ați lăsat în urmă nu trebuia să mai rămână. S-au dărâmat niște turnuri în viața voastră, dar s-au dărâmat acele turnuri care erau șubrede, care nu vă ajutau la nimic, care nu vă făceau fericiți și acum, cu văzând molozul care a rămas sau acum mai cade ceva așa un pic din turnul ăsta, veți lua totul de la capăt după ce Pluto intră în Vărsător și face curat pe același teren pe care tot Pluto în Capricorn a distrus ce nu trebuia să mai rămână. Vă spuneam că este o perioadă karmică. Păi, da. De ce? Pentru că pe lângă Pluto, Pluto ăsta în Capricorn, care va trecut prin toate furcile caudine în ultima vreme, în ultimii 15 ani, mai devreme sau mai târziu, toate balanțele au trecut printr-o perioadă mai dezechilibrantă, totodată din anul 2023 încoace, știți bine că nodul sud a intrat în balanță. Lucru care se întâmplă odată la 9 ani. O axă, o parte a axei, pentru acum 9 ani trecea nodul nord pe la voi prin ocleată, dar acum trece nodul sud, clar că și în 2023 și în 2024 sunteți încă sub influența acestei axe karmice, cu nodul sud înseamnă karma, înseamnă bagajul karmic, ca apoi tot anul ăsta să dea buzna acolo și Lilith, tot în balanță. Deci undeva balanțele născute cu soarele pe gradul 0 până la 20, deci balanțele de septembrie și prima decadă din octombrie, veți fi sub acest tir astral al celor două axe karmice, axa lui Lilith și axa nodurilor lunare. Amândouă, care se vor și întâlni undeva în septembrie, octombrie, pe capul unora dintre voi balanțele. Nu e ușor, karmic vorbind. Vă simțiți un pic dezechilibrate, vă simțiți un pic provocate, încercate, nu vă așteptați la dezastre. Că toți trecem prin asta la un moment dat, când trebuie să ne curățăm un pic bagajul ăla karmic, să mai plătim ceva, să mai învățăm ceva. Mai vedem niște oameni, mai intră niște oameni în viața noastră care ne dau niște lecții, mai pleacă niște oameni din viața noastră tot ca să ne dea niște lecții, mai ales în plan relațional, conjugal, unii din păcate, dar care da, și cu Lilith în balanță, adică pe soarele vostru, prin conjuncție pe soarele celor născute, cum spuneam, în septembrie și prima decadă din octombrie și cu nodul sud tot acolo și cu eclipse tot acolo în această toamnă, o să resimțiți așa un mare hop, un
o prăpastie de sărit așa, dar o săriți, n-aveți grijă, că totodată sunteți susținuți și de Jupiter în Gemeni și de Pluton vărsător, ce drept, nu aceleași veți fi. Hai să zicem, balanțele de început de zodie, gradele 0-5 sunt susținute și de Pluton, provocate și de Neptun, susținute și de Jupiter, deci unele aveți un cumul de energie pe capul vostru, altele așa, așa, doar un picuț, așa, niște teste de încercare, peste care cu siguranță veți trece cu brio. Că balanța se dezechilibrează un pic, dar până scapă de toată această stare de dezechilibru, trebuie să mai lase ceva, precum balonul care trebuie să mai dea din greutăți jos ca să se poată ridica. Spre asta tindeți, spre ridicarea balonului, că asta vrem cu toții, să evoluăm, să creștem, să ne dezvoltăm, dar mai lăsând așa câte ceva pe parcurs, mai abandonând un om, mai abandonând o carieră, mai abandonând ceva care considerăm că nu ne mai este util. Și voi, balanțele, da, sunteți poate cele mai încercate din anumite puncte de vedere, karmic mai ales, de aceste trei elemente delicate. Unele de Pluto, altele de axa nodului lunare și de eclipse, altele de Lilith, în timp ce altele nu sunteți afectate de nimic și simțiți că zburați, că prindeți aripi, că vă aerisiți, că sunteți mai libere, mai expansive, mai tinere ca oricând, adică voi, balanțele. Hai să vedem voi, scorpionii, cum stați în 2024. În primul rând, bucurați-vă că ați scăpat de anii anteriori, 2022-2023, în care n-a fost deloc simplu. Dar mai aveți așa o mică ghiulea de picior și în 2024. Toți scorpionii, în 2023 și jumătate din 2024, sunteți sub niște opoziții. În primul rând, o opoziție jupiteriană. Jupiter, în acest interval de care v-am spus, 2023 și până prin mai 2024, Jupiter se află în Taur, ceea ce înseamnă punctul diametral opus zodiei voastre și formează cu soarele scorpionilor o opoziție. Provocare. Săgeți. Încă o săgeată și încă o săgeată. La destabilizare, la ieșirea din zona de confort, hai schimbă-te, hai renunță la ceea ce nu-ți mai trebuie, hai înnoiește-ți viața, hai, renunță la ceva care știi foarte bine că nu-ți mai este util. Deci, vă dați jos o haină în tot acest timp. Unii deja ați făcut-o în anul 2023, alții mai aveți o parte, dar toți în acest interval cu Jupiter în Taur, toți veți trece prin această opoziție jupiteriană care dă o stare de prea mult pe umerii voștri, unii poate munciți prea mult, unii poate cheltuiți prea mult, unii cheltuiți resurse prea mari. Ceva din ceea ce aveți, Jupiter în Taur este un coș. Uite, coșul ăsta vi-l arată Taurul. Și aveți tendința să băgați până la fund, să zicem, în acest coș. Ceea ce poate, bineînțeles, să genereze un dezechilibru, un prea de tot, un abuz. Consumați prea mult din coșul ăla, ceea ce, evident, vă poate lăsa și cu coșul gol la un moment dat, unii prea mult bani, alții prea multă încredere, alții prea mult sex, alții prea multă muncă, un prea mult care vă obosește. Deci s-ar putea să vă simțiți mai obosiți ca oricând în acest interval cu Jupiter acolo în Taur. Dar totodată este o altă planetă care vă ajută. Ce drept, nu pe toți. Dacă Jupiter pe toți vă dezechilibrează un pic și vă dă acest sentiment de abuz, de prea mult pe umerii voștri, scorpionii născuți undeva, aproape toți scorpionii, ce să mai vorbim, cu soarele undeva între gradul 0 și 25, deci mai puțin scorpionii de final de zodie, voi nu sunteți influențați anul ăsta, veți urma în 2025 și un pic din 2026, voi atunci veți intra în tirul astral al lui Saturn, care este în Pești, o zodie de apă care vă dă susținere, deci vă consumă resursele Jupiter, sau mai bine zis, voi consumați resursele pe care vi le aduce Jupiter, dar Saturn vă domolește în sens bun. E o planetă a prudenței, pe cât de abuziv și de expansiv și de cheltuitor este un Jupiter în Taur, pe atât de econom, dar la modul bun, nu zgârcit, este Saturn în Pești. Vă mai oprește, vă mai la timp pe semne, vă dă niște lecții acolo de economia resurselor, vă învață lecția controlului, lecția limitării a măsurii, mai bine zis. Încât vă mai pune la loc din ceea ce consumați, Saturn vine și mai pune la loc un pic. Sau repară în cazul în care
ați abuzat de niște resurse acolo. Acolo unde se golește un coș, vine Saturn și poate nu umple, că Saturn nu umple, dar măcar face mai ușoară trecerea, parcă face mai tolerantă pierderea. Nu va fi o perioadă cu pierdere. Sigur că pentru unii poate fi și o pierdere, mai ales financiară, acolo unde nu vă puteți opri și consumați în exces. Dar vine Saturn și parcă există legea compensației. Bun, pierd ceva acolo, dar primesc altceva în altă parte. Pierd niște bani, da, merge bine profesional. Pierd un job, da, merge bine sentimental. Deci există așa o compensare încât pe undeva se mai umple coșul ăla care se mai golește. Deci cazul Saturn în Pești formează un trigon foarte rar, care se formează odată la 10 ani, cu soarele scorpionilor, pentru cei născuți cu soarele până pe gradul 25 al scorpionului. Uranus este tot un mare provocator pentru voi, pentru că este în zodia diametral opusă. Ce drept, Uranus a intrat în zodia Taurului undeva în luna mai și va sta acolo până în iulie 2025, încât 2024 încă mai este acolo și încă mai trimite săgeți către voi cu cei cu soarele undeva pe gradul 15 până la 30. Deci cam a doua jumătate a zodiei scorpionului este marcată de opoziție uraniană, care vine la pachet și cu opoziția jupiteriană. Ba chiar pentru o mică parte este simultană. Undeva în aprilie, mai Jupiter și Uranus vor fi în conjuncție, încât unii veți fi sub tirul astral al ambelor planete și ambele planete sunt o bombă de energie. Două bombe pe terenul vostru s-ar putea pentru unii să vină un moment de ăla de răbufnire, de prea plin, o dorință mare de schimbare, o provocare de schimbare în cazul în care pe undeva exista o doză de comoditate, de confort, de nu pot, de nu vreau, de chestii de genul ăsta. Vine Jupiter și Uranus, acolo vin amândouă și apasă un buton ca un declic al unei bombe de independență, de liberare, de schimbare. O mică parte dintre voi, scorpioni, poate primi acest puseu de hai, bum, eliberează-te, fugi, fii independent, ai curaj, lasă jos, ia-o de la capăt, nu te mai mulțumi cu ceea ce știai deja, că toți într-un fel sau altul, cu Jupiter și cu Uranus, așa trimis, mai ales de care v-am spus, a doua jumătate a zodiei scorpionului, voi sunteți cei mai îndemnați la noutate, la ieșirea din zona de confort, la ieșirea din comoditate, la ieșirea din zona de las că merge și așa. Nu, trebuie să porniți pe căi noi, acolo unde simțiți că se poate mai bine. Nu uitați că scorpionul este o zodie a marilor schimbări, a marilor transformări. Deci ceva vă îndeamnă să căutați alte sensuri, să închideți niște capitole din trecut, gata, ce a fost a fost, caut altele, de unde am mai mult de câștigat, de unde am mai mult de primit. Bineînțeles că zona materială este foarte importantă. Dacă nu neapărat de bani, dar măcar să iasă ceva de acolo, un anumit câștig, să simțiți că ieșiți cu un plus la calcule. Deci dacă am pierdut acolo, trebuie să mă duc în altă parte unde pot umple acest gol. Și de-aia vă îndeamnă Jupiter și Uranus pe unii dintre voi scorpioni. Hai, eliberează-te, fugi, ce-a fost a fost, nu te mai uita înapoi, închide, lasă-o moartă chestia asta și renaște în altă parte. Și vă vor veni niște idei de fugit unde vedeți cu ochii, pe diverse planuri ale vieții. O altă parte dintre voi scorpionii, și aici mă refer la scorpionii născuți în a doua decadă a lunii noiembrie, deci pe final de scorpion, cu soarele între gradul 20 și 30, sunteți sub influența foarte bună, vindecătoare, liniștitoare, spirituală a lui Neptun. Încă o planetă într-o zodie de apă, așa cum sunteți și voi. Dacă Saturn pe cei din prima parte a zodiei cu soarele între gradul 0 și 25 vă ajută cu un trigon din Pești, la fel și Neptun vă ajută cu un trigon din Pești, care înseamnă vindecare, liniștire, calm, detașare spirituală, psihică. Poate fi o perioadă în care simțiți așa că vi se liniștește mintea, vi se liniștește sufletul.
pentru unii poate fi și o perioadă de căutări spirituale și poate unii deja, cred că toți scorpioni ați trecut prin asta cu trigonul lui Neptun în ultima vreme peste voi și Neptun este în pești încă din 2011 și mai stă acolo până la început de 2026, perioada în care ați simțit mult că v-ați schimbat spiritual, emoțional, psihic, v-ați vindecat și unii vă continuați mare vindecare sau iluminare sau liniștire din ultima perioadă, dar și cu provocările de rigoare. Încă da, provocările poate vin, dar în același timp Neptun vă ajută, vă ameliorează efectele marilor provocări. Și deci aici e vorba de scorpionii de final de zodie, cei născuți mai către săgetător. Dar mai este o energie foarte diferită și de data asta vorbim de Pluto, Pluto fiind chiar guvernatorul vostru. Pluto în 2024 este la granița dintre două zodii. Este și în Capricorn, dar intră și în Vărsător și vă influențează la extreme și pe perioada Capricornului și pe perioada Vărsătorului, doar că fragmente total diferite ale zodiei Scorpionului. Cât timp Pluto mai este în Capricorn, Pluto mai formează un sextil cu soarele vostru al Scorpionului. Și aici e vorba de scorpionii născuți pe ultimele zile ale scorpionului, cei mai către săgetători, undeva născuți undeva între 18 și 22-23 al lunii noiembrie. Voi aveți acest sextil bun, ferm, de rezistență, de supraviețuire, de încărcarea bateriilor, pentru că Pluto este chiar guvernatorul vostru și vă trimite daruri și aveți nevoie, răbdare, înțelepciune, maturitate, responsabilitate, asumare, roade la munca voastră, reușite, profesionale, cam tot ce contează pentru voi din punct de vedere al împlinirii, mai ales din punct de vedere profesional. În timp ce scorpionii de început de zodie, cei născuți atunci imediat în luna octombrie, primele zile ale zodiei, gradele 0 până la 5 în scorpion, intrați în cuadratură plutoniană. Ciudat! Nici n-a terminat bine Pluto în ultimii 15 ani să vă umple niște rezervoare de acolo din Capricorn și acum începe să vi le pună la încercare pe altă parte a zodiei, dar timp de 20 de ani, din nou pe toți scorpionii vă va lua la bani mărunți. Bun, nu înseamnă că vine cu dezastre, că voi vibrați la energia lui Pluto, oriunde ar fi el pe zodiac, e guvernatorul vostru, e tatăl vostru ceresc și de acolo vă dă tot ce aveți nevoie, inclusiv provocările de rigoare, că vă plac aceste provocări. E, cu Pluto în Vărsător, mult o să simțiți nevoia de eliberare, de-a dreptul, de punct și de la capăt. Pe cât v-ați încărca bateriile în ultima vreme, cuadratură plutoniană, o poziție uraniană, o poziție jupiteriană, unii, da, sunteți foarte marcați în perioada asta. Da, poate mai ales cei de început de zodie, așadar. Unii deja sunteți pregătiți încă de anul trecut, din 2023, să faceți față la tot felul de bulversări, de tsunami care pot veni peste voi, dar faceți față, n-aveți grijă. De fapt, toate aceste transformări prin care Pluto învărsător vă trece e pentru a vă reconstrui viața. Pe principiul ăla, așa cum ți aștern, așa vei dormi, voi vă scrieți viitorul, dar unii v-ați dat seama în ultima perioadă, poate și sub influența lui Uranus, poate și sub influența atâtor altor planete, inclusiv trigoanele alea v-au arătat că mai se poate mai bine, se poate altceva, se poate să-mi schimb, să-mi iau rădăcinile de aici, din vechea viață și să le implantez într-o altă viață. Altă viață, pe același pământ, vreau să spun, într-o altă etapă de viață, care înseamnă altă energie, vreți altceva, un nou început. Repet, Pluto abia intră în Vărsător, toți scorpionii timp de 20 de ani, unii acum, alții peste 5 ani, alții peste 15, alții peste 20 de ani, o să simțiți nevoia să vă reașezați pe un alt făgaș. Dar un Pluto în Vărsător e mai aerisit decât un Pluto în Capricorn, care e mai responsabil, e mai matur, e mai sobru, mai bătrâncios. Încât cine va începe marea transformare
Și acum e cazul scorpionilor de început de zodie, de fapt vă eliberați de niște ghiulele de picior, de niște sarcini, de niște responsabilități pe care ori le-ați terminat, gata, n-are rost să le mai păstrați, ori sunt prea grele sau nepotrivite pentru voi și trebuie să vă gândiți pe unde să le puteți da jos ca să vă simțiți mai lejer. Săgetătorii vor primi din toate direcțiile câte o energie planetară. Toți săgetătorii, după ce Jupiter va intra în Gemeni, lucrul ăsta care se întâmplă în mai 2024, deci din mai 2024 până în iunie 2025, Jupiter trece prin Gemeni, care pentru voi săgetători înseamnă punctul diametral opus, adică va forma opoziție cu Soarele, cu unii anul ăsta, cu alții anul viitor. Dar ați putea spune că toți veți primi chiar și din 2024 aceste provocări jupiteriene. Și cine este Jupiter? Chiar guvernatorul vostru. Deci e în partea cealaltă. E în opoziție cu voi. Vă trimite săgeți, vă trimite colete de departe. Vă trimite lecții de departe. Lecții de orice natură. Vă poate arăta lucruri total diferite principiilor voastre, vieții voastre de până acum. Dacă până acum ați așteptat, nu știu, ceva alb, Jupiter o să vă trimită ceva negru, ca să vedeți că viața are și alb și negru, să nu vă așteptați doar la alb. Deci pot veni provocări majore. Nu înseamnă că e groaznic, nici vorbă de așa ceva, dar un Jupiter poate amplifica niște lucruri. Și cum este vorba de Gemeni, poate fi relații defectuoase, delicate, dificile, conflictuale, doi oameni nu se mai înțeleg, cu om cu om, vorba aia, nu se mai înțelege. De ce? Ca să vă gândiți un pic, să gândiți lucrurile din punctul de vedere al celuilalt. E o oglindă. Omul din viața voastră, cu oricine veți intra la un moment dat într-o anumită tensiune, e o oglindă, vă arată ceva, ceva ce trebuie schimbat la voi. Sigur o să aveți de-a face cu oameni fățarnici, oameni cu două fețe, oameni mincinoși. De ce? Ca să vedeți cât de important e pentru voi să fiți adevărat, sincer, veritabil, să nu puneți măști pe față. E, unii oameni o să vă arate în acest interval cu Jupiter în Gemeni, o să vă arate ce nu vă place, dar s-ar putea să vă arate ceva din ceea ce aveți și voi, astfel încât să lucrați la lucrurile alea, să luptați cu lucrurile alea, să le eliminați. Cu Jupiter în Gemeni orice se poate amplifica în viața voastră, depinde unde sunt Gemenii pe harta voastră. La unii se pot amplifica cheltuielile prea mari, exagerate, la alții tensiunea, la alții pasiunea, la alții un prea mult, s-ar putea să fie un prea mult, că da, Jupiter abuzează, exagerează, mărește. Și totul prin oameni, la urmă urmei. De aceea mare grijă ce decizii luați, ce spuneți în perioada asta, ce... Da, ce afirmați, cu cine bateți palma, ce tranzacții faceți. Acolo unde doi oameni vor fi față în față, aveți grijă cum gestionați relația aia. De orice natură ar fi ea, profesională, conjugală, familială. Că pe undeva se dezechilibrează această compatibilitate între oameni. Și ca tare, între mai anul ăsta și iunie anul viitor, toți săgetătorii, greu de spus dacă... doar anul ăsta sau unii și anul viitor, veți simți acest sentiment de parcă niciodată n-am mai trăit așa ceva. Ba da, ați mai trăit, că Jupiter a mai fost și acum 12 ani într-o astfel de poziție. Deci nu e prima oară când treceți prin asta. Dar e un prea mult la un moment dat pe umerii voștri și care parcă dublează, da? Parcă dublează greutatea de pe umerii voștri. Parcă totul e mai mare ca oricând. Suferința e mai mare, dezamăgirea e mai mare, minciuna altul e mai mare decât oricând, dar de ce? Ca să vă căliți, ca să vă înarmați, ca să faceți față, ca să vă dublați voi puterea să faceți față la acest lucru. Că Gemeni ce înseamnă? Un sentiment de la dublu, vine ceva la dublu în viața voastră. Da, poate să vină două iubiri în același timp și e greu să le gestionați, două joburi în același timp și iarăși e greu să gestionați. Pot veni la dublu, aveați un copil, vine al doilea, ați avut o căsnicie, vine a doua, deci pot veni și lucrurile astea de două ori, dar care vă dă sentimentul că treceți a doua oară printr-o lecție, că dacă prima oară n-ați învățat-o cum trebuie sau n-ați gestionat-o, o puteți face acum. Saturn are și el o treabă cu voi, săgetătorii.
Saturn va oscila anul ăsta undeva între gradele 3 și 19, astfel încât puteți spune că toți săgetătorii, aproape toți săgetătorii, adică în afară de cei născuți în ultimele zile ale săgetătorului, adică undeva cei care tindeți așa către aproape de Capricorn, aceștia scăpați deocamdată anul ăsta de quadratura saturniană, că despre asta vorbim aici. Saturn acolo în Pești va forma, a format și în 2023, formează în 2024, va forma și în 2025, din păcate, dar cu altă parte a săgetătorilor, încât unii și anul ăsta și anul viitor veți simți această greutate din punctul de vedere al lui Saturn. O quadratură saturniană aduce blocaj, aduce efort, o responsabilitate mai mare, totul evoluează mai greu, mai lent, mai defectuos și pe lângă faptul că aveți și un Jupiter acolo, cam asta o să fie sentimentul, că durează de două ori mai mult, e de două ori mai greu, deci pregătiți-vă să duceți o căruță de două ori mai grea decât înainte, sigur că o puteți duce, nu zice nimeni că o lăsați în drum această căruță, dar să nu vă mire pe unii că e mai greu decât altă dată. Unii anul ăsta, alții din păcate și anul viitor veți intra în același sentiment de opoziție de la Jupiter și quadratură de la Saturn, de parcă nu era de ajuns una singură. Partea delicată e că mai sunt și alte planete într-o poziție delicată. S-ar putea voi, săgetătorii, să treceți printr-una dintre cele mai greoaie perioade. Nu grele, greoaie. E o diferență între greu și greoi. Evoluează mai greu, înaintează mai lent, efortul e mai mare. Parcă ați orbecăi așa printr-o zonă și când orbecăiți, clar că nu aveți viteză. Când orbecăiești, mergi așa tatonând, pași mici, parcă ar fi teren minat, parcă e întuneric, e ceață înainte. Și această ceață vă face să ajungeți mai greu la ceea ce v-ați propus. Există o altă parte dintre voi săgetătorii, și aici mă refer la cei de început de săgetător, din primele zile ale săgetătorului, undeva pe gradul 0-5, fiind soarele în săgetător. Voi sunteți într-o situație ușor delicată, pentru că pe capul vostru vor fi atât Uranus, care se află în Taur, și deși este în Taur, o să întrebați ce treabă are Taurul cu săgetătorul, că nu-i la niciun grad. Dar Uranus acolo în Taur se pregătește să iasă din Taur, încât va fi undeva pe gradele 19 până pe gradul 27 al Taurului, încât e foarte aproape de gradul 0 al gemenilor. Și gemenii, tocmai v-am zis că sunt în punctul diametral opus săgetătorului. Încât pentru voi începutul de săgetător, primele zile, așa întreagăt ați putea simți opoziția uraniană care se va activa mai tare începând cu 2025. Urmează vreo 3 ani de opoziție uraniană. Toți săgetătorii veți primi opoziție uraniană începând cu 2025, timp de 7 ani de acum încolo, deci aveți tot timpul să-l simțiți. Dar sunteți deja pregătiți de opoziția jupiteriană, tot din gemeni. Deci Uranus este o planetă a marilor surprize, al provocărilor, al revoluției, al bulversărilor, încât s-ar putea unii, cum am zis, cei de început de zodia săgetătorului, să nu vă mai încăpeți așa în viața voastră, nu vă mai place viața de până acum, vreți altceva, deja zgândăriți de Jupiter. Nu-i viața mea, zice lui, nu-i locul meu, nu-i căsnicia mea, nu sunt eu ăsta care sunt aici, vreau altceva, vreau alte relații, vreau alte preocupări, vreau altă țară, vreau altceva, înnoire. Și probabil începeți unii mare revoluție. Și chiar că începeți mare revoluție, că exact aceiași, cei de început de zodia săgetătorului, deci gradul cu soarele pe gradul 0 până la 5 al săgetătorului, veți fi și sub influența unicată în viață a lui Pluto învărsător. Pluto, intrând acolo în vărsător, va forma un sextil cu Soarele. Ia cât tangențial Uranus, prin opoziție, care continuă, stați așa că e doar începutul, deci opoziția cu Uranus continuă și în anii imediat următori, care vine la pachet cu sextilul plutonian, tot câțiva ani de acum înainte.
Uranus timp de 7 ani începând cu 2025, Pluto începând cu anul ăsta 20 de ani, mai devreme sau mai târziu. Dar unii acum sunteți într-un prim proces de eliberare, de gata, de nu mai suport, unde să o zbughesc eu, unde să mă eliberez, vreau altă viață. Spre respiro, vreți un dram de respiro, să lăsați jos ce nu mai puteți duce, să lăsați jos o căruță prea grea, să deschideți o fereastră și pe acolo să intre aer proaspăt. Deci înnoire, eliberare, vindecare, altceva decât înainte. Că în fond o poziție uraniană de care veți avea parte ani de zile de acum înainte nu e chiar așa de rea, ci dimpotrivă Uranus este o planetă a revoluției personale, a eliberării, a independenței, încât atunci când formează o poziție, el de fapt ne trimite săgeata eliberării. Hai măi, eliberează-te, dacă nu-ți place viața asta pe care o duci. Pleacă, schimbă, lasă jos și du-te în altă parte, că sigur există pe undeva o fereastră pe care o poți bughi și pe care posibil și Pluto să vi-o arate. Alt loc, altă meserie, altă relație, altă mentalitate, schimbă-ți locul, schimbă ceva în viața ta, schimbă aerul vieții tale, schimbă lumina vieții tale și ai să vezi că de la o mică schimbare se produce așa o reacție în lanț care înseamnă altă viață pentru săgetători. Deci primiți tot felul de impulsuri, imbolduri, hai, du-te, hai, schimbă, hai, fă, nu-ți mai place. Și de aia și Saturn în quadratură cu soarele vostru, ba chiar și Neptun, că și Neptun va forma cu săgetătorii de final de zodie, deci cei născuți cu soarele pe gradele 20-30, deci mai către Capricorn, așa, în luna decembrie, voi sunteți sub confuzia neptuniană. Alții deja sunteți sub confuzia neptuniană de ceva vreme. De când a intrat Neptun în Pești, asta se întâmplă undeva de prin 2011 încoace, toți săgetătorii ați primit quadratură neptuniană. Vi s-a mai pus câte o ceață pe ochi, vi s-a mai pus un abur peste suflet, ați mai orbecăit deja, așa cum am spus, deci unii simțiți că ieșiți din ceața asta, dar vă dați seama că după ceața asta trebuie să fie o altă viață. Încotro, încotro, spuneți voi. Unii ați făcut-o acum 5 ani, alții mai mult de atât, alții acum, într-un maximum de abureală, când nu vedeți ce e dincolo de ceață, dar toți spuneți că după ceața asta, sigur, e altă viață. Trebuie să deschid ferestrele, să se risipească aburul ăsta din camera mea și în momentul când se va mai risipi aburul, clar că va începe o viață nouă. Undeva așa, de prin 2025, deja, când Uranus va intra în Gemeni, când Neptun va intra în Berbec, Pluto intră acum în Vărsător, Saturn va intra în Berbec, cam 2025-2026, deja va fi o altă energie a vieții voastre. Dar acum e momentul ăla când simțiți că ieșiți din camera aia sufocantă, când ieșiți din zona aia de ceață, încep parcă să se prefigureze așa niște contururi și cam știu ce vreau, dar încă sunt în zona de orbecăială. Unii ați ieșit din zona de orbecăială. S-a întâmplat mai de mult acest eveniment. Alții acum mai aveți o mică părticică și care, într-un fel sau altul, tot simțiți că vine o viață nouă. Da, vine o viață nouă pentru mulți. Unii deja ați început-o, dar poate încă sunteți un pic nesiguri sau derutați, dar oare, multă suspiciune, multe semne de întrebare. Neptun aduce multe semne de întrebare, la fel și Saturn. Blocajele care vin, pe unii vă pun în situația să vă întrebați, oare am făcut bine? Oare am ales calea cea bună? Răbdare să se ridice ceața, că se ridică și ceața. Și începând cu anul viitor, sau mai degrabă de prin 2026 încolo, dar deci un pic mai aveți așa de mers pentru întuneric, din 2026 deja se va fi risipit și ceața și tot și veți vedea până departe tot ceea ce acum, da, se construiește, dar lent, cu frâna trasă, mai cu nesiguranță, mai cu semne de întrebare, mai cu teamă că poate n-am făcut bine, poate nu e calea cea potrivită, dar fiți sigur că din toată această reconstrucție pe care o decideți de ceva vreme, se deschide o cale nouă pentru voi săgetători. Încă un an greu, așa este, ușor greu, nu e chiar groaznic, nu, se poate să fie și mai greu de atâta, că sunt destul de blânde, energia quadraturilor din Pești înseamnă blândețe, e probă de încercare blândă,
E probă de încercare cu iz mai degrabă spiritual decât, nu știu, fizic, profesional. Nu va atinge neapărat la bani, nu va atinge la carieră, nu va atinge la lucruri importante, ci mai degrabă la starea de bine, la suflet. Probabil e o trezire spirituală ce trăiți voi. Și trezire spirituală nu e așa un declic, gata, m-am trezit și am ochelari deschiși. Nu, o trezire e așa, cu o zonă de confuzie, cu derută, cu rătăcit, un labirint, da. Mai degrabă e un labirint ce trăiți voi acum, perioada asta. Dar fiți sigur că se prefigurează deja ieșirea din labirint foarte curând. Capricorni, voi aveți foarte multe energii pe capul vostru și nu de azi de ieri, știți foarte bine. Și toate planetele au câte o treabă cu voi. Unele vă susțin, vă îmbărbătează, vă încurajează, altele vă mai pun un pic la încercare. În primul rând, Jupiter. Jupiter, încă de anul trecut, din 2023, trece prin Taur, ceea ce înseamnă energie de pământ, așa cum sunteți și voi. V-a ajutat Jupiter în Taur. Și mai stă acolo până în luna mai, încât toți capricornii în acest interval de trecere a lui Jupiter prin Taur sunteți încurajați, vi se încarcă niște baterii acolo, vi se umple niște resurse, prindeți curaj să duceți mai departe ce ați început sau să faceți acum niște schimbări, ieșirea din zona de confort, o evoluție, o dezvoltare, o creștere, e progres, e o perioadă de progres cu Jupiter în Taur, că vă dă resurse, vă umple coșul, cu ce aveți voi nevoie. Aveți nevoie de timp, vă dă timp. Aveți nevoie de bani, vă dă bani. Aveți nevoie de ceva, vă dă ceva. Deci uitați-vă un pic cu ce vă umple vouă acest Jupiter coșul. Ceea ce ați cerut, ceea ce aveți nevoie, ceea ce e mai bun pentru voi. Foarte bun un astfel de moment. E poate una dintre puținele planete care a început să vă mai dea câte ceva după ani în care ați fost destul de încercați. Și încă mai sunteți un pic încercați. Deci Jupiter e un beneficiu, e un noroc, e un mare pas înainte pe perioada trecerii sale pe aici. O altă planetă care vă ajută de minune este chiar guvernatorul vostru Saturn. Saturn se află în Pești și o poziție foarte bună pentru voi capricornii. Poate nu pentru toți capricornii. Capricornii de final de zodie, cei care sunteți mai către vărsător, abia la anul veți primi sextilul saturnian. Alții undeva între 2023 și 2024, cei care aveți soarele pe gradul 0 până la gradul 25 în Capricorn, primiți mare susținere de la însuși guvernatorul vostru, care vă dă tot ce aveți nevoie, vindecare, mângâiere, stare de confort, stare de liniște interioară, emoțional, psihic, vă simțiți ceva mai liniștit, mai bine în viața voastră, mai încrezător că vor veni vremuri bune sau că trăiți acum vremuri mai bune. Deci Saturn în sextil cu soarele vostru e un aliat, un beneficiu. Practic, după ce Saturn acum vreo 4 ani, cred că prin pandemie, trecea Saturn prin zodia voastră, 2019-2020, Saturn a trecut prin zodia voastră, ceea ce atunci v-a învățat foarte multe, Saturn acum vă întreabă. Ce ați învățat voi atunci? Aveți ocazia să arătați acum ce ați învățat voi pe perioada trecerii lui Saturn prin zodia voastră, când v-am spus atunci, prin 2019-2020. Și mulți ieșiți cu note bune, cu un sentiment de bine la aceste examene pe care Saturn vi le oferă anul ăsta, pe când alții de final de zodie urmați în 2025. Și Uranus vă este un mare beneficiu. Cred că sunteți printre cei mai bine susținuți din punctul ăsta de vedere. Uranus se află în Taur, tot o zodie de pământ. Minunat! Până la anul, în iulie, Uranus este în Taur și pe mare parte, cei de a doua jumătate a zodiei Capricornului sunteți foarte bine susținuți, pentru că alții ați fost până acum, în ultimii câțiva ani. Uranus intra în Taur în 2018, deci undeva între 2018 și până anul trecut, prima parte a zodiei Capricornului a fost susținută de trigoane uraniene, de schimbare, de transformare, de provocare, de eliberare, de heirup, de stimulent, în timp ce alții acum sunteți în plină susținere uraniană. Și Uranus este o planetă a modernizării, a eliberării, a revoluției, în sens bun. Să vă înnoiți viața, să aveți curajul unor schimbări, să
plecați de unde simțiți că nu mai puteți, nu primiți ceea ce vă trebuie. Uranus în Taur pune mult preț pe ceea ce câștigă, pe profit. Dacă acolo unde sunteți nu iese nimic, nu câștigați nimic și nu doar la bani mă refer, cu siguranță veți schimba locul și norocul sau poate ați și făcut-o deja. Deci mereu vă veți duce acolo unde este recolta mai bogată. Scuzați comparația, dar voi veți fi precum un roi de lăcuste. Dacă aici s-a terminat lanul și nu mai am ce consuma, mă duc în altă parte să mănânc din alt lan, de unde am ceva de obținut. Dacă s-a terminat o relație, mă duc în alta unde câștig mai bine, primesc ceea ce îmi trebuie. Deci Uranus în Taur pune preț pe ce iese de acolo. De pământul ăla are ceva de scos din pământul ăla? Dacă din pământul ăla nu mai am nimic de scos, sigur există în altă parte ceva mai bun. Și asta faceți de prin 2018 încoace, toți capricorni într-un fel sau altul. Ați schimbat locul și norocul de câte ori a fost nevoie ca să găsiți un teren mai fertil în altă parte. Și unii încă o mai faceți și în această perioadă, sub influența unui trigon uranian foarte rar. Neptun este într-o poziție mai bizară. Numai că de acolo la final de pești trimite două energii total diferite către voi capricorni. Către cei de început de zodie, prin simplu fapt că Neptun iese din pești și se apropie de berbec, va intra în berbec în 2026 și după aceea câțiva ani buni va sta acolo în berbec, deci mai e până acolo, dar totuși așa prin simplu fapt că se apropie de gradul 30 al peștilor, tatonează un pic berbecul și de acolo de pe gradul, hai să zicem, 0 al berbecului, va forma quadratură cu soarele capricornilor de început de zodie. Ce e născut undeva în preajma solstițiului de iarnă, început, deci gradele 0-5 al capricornului, intrat sub influența acestei quadraturi neptuniene care se va simți câțiva ani de acum înainte și care înseamnă ceață, neclaritate, bulversare, derută, nu știu încotro să o iau. Pentru că mulți ați făcut deja niște schimbări, dar unii poate începe să vă îndoiți, dar oare am făcut bine schimbarea, dar oare duce undeva calea asta? Unii intrați în zona asta de mari întrebări existențiale, de dubii, de suspiciuni, de teamă poate chiar. Și care o să țină, pentru unii o să țină, alții urmează în anii imediat următori să intrați sub această quadratură neptuniană. Deci am de Neptun că formează două energii total diferite, cea de final de pești prin quadratură cu soarele celor de la începutul capricornului, în timp ce tot Neptun acolo în pești formează sextil cu soarele capricornilor de final de capricorn. Da? Început de capricorn quadratură, final de capricorn sextil, care e benefic și care e de ani de zile, nu e de azi de ieri. Unii sunteți de câțiva ani buni sub sextil neptunian, care vă dă inspirație, vă dă idei, vă dă mângâiere, calm, liniște, pace, rezolvarea unor lucruri, vindecarea unor lucruri. Se mai așează apele, pentru că totodată exact aceiași capricorni ăștia de final de zodie sunteți de ceva ani încoace sub mare bulversare plutonian. Mai aveți un picuț, din păcate. Deci, faptul că este și Neptun acolo în sextil vă face mai ușoară transformarea plutoniană. De vreo 5 ani încoace, cei de final de Capricorn, ultimele zile ale Capricornului așadar, sunteți sub influența conjuncției lui Pluto. Pluto este pe capul vostru, pe soarele vostru, de câțiva ani buni. Chiar dacă intră Pluto în vărsător, în zodia alăturată, totuși este încă în marja aia de influența soarelui, încât unii poate și anul ăsta, poate și anul viitor, mai sunteți sub influența conjuncției lui Pluto. Și Pluto este o planetă care pe toți capricornii în ultimii 15 ani v-a reformulat, reconfigurat, bulversat, dărâmat, reconstruit, trecut prin toate probele posibile. De ce? Ca să vă găsiți adevăratul eu, ca să vă puneți un teren sub picioare, un fundament solid, nou, dar solid. Pe principiul ăla dărâm tot și reconstruiesc tot. Unii în ultimii 15 ani, unii acum 15 ani, alții acum 10, alții acum 5, alții acum
reconfigurați tot traseul, tot fundamentul, turnul vostru, turnul vieții l-ați dărâmat și ați construit altul, da, unul potrivit vouă, matur, serios, responsabil, bine consolidat, sau doar l-ați testat pe turnul pe care deja l-ați construit cu ani în urmă. Și unii sunteți încă în mijlocul acestei crize plutoniene, repet, cei de final de Capricorn, ca alții ați terminat de mult această transformare, ați trecut de mult prin furcile caudine ale lui Pluto, dar în același timp atât de bine susținut de Neptun, de acolo din Pești, care vă încurajează, care vă arată că Dumnezeu deasupra voastră, că sunteți susținut, protejat din astral, chiar dacă vi se pare că e mai greu ca oricând, nicio problemă, e de fapt trezire spirituală, e de fapt evoluție, e de fapt creștere, e de fapt găsirea sensului vostru, chiar dacă ceva se dărâmă, de fapt ce reconstruiți e ce vi se potrivește vouă, sunteți inspirat divin în timpul ăsta și protejat divin deopotrivă prin simplu fapt că este Neptun alături de voi. Și Uranus acolo în Taur, care tot vă dă, și Uranus și Neptun și Pluto, pentru voi final de Capricorn, sunteți susținut de trei planete grele, ba chiar putem spune că și toate celelalte, și Jupiter și Saturn, sunt cumva în poziții similare pe final de zodii și de acolo trimit către voi toată energia reconstrucției. Punct și de la capăt, dar mai bine, mai solid, mai de perspectivă, mai pe vibrația voastră, s-a născut un nou om în voi, cu o nouă viață, o nouă cale și de acum nu aveți altceva de făcut decât să ridicați mai departe ceea ce deocamdată ați fundamentat. Veți duce mai departe tot ceea ce ați schimbat și o să apară, evident, și roadele. Vărsătorii, tot auziți de voi de ceva vreme pentru simplu fapt că o mare planetă intră în ograda voastră, dar să nu ne grăbim la Pluto, că până la Pluto mai sunt și alte planete care vă vizează pe voi. În primul rând, hai să luăm pe Jupiter, că începem așa cu Jupiter, Saturn și toate celelalte, că aproape toate planetele au o treabă cu voi. Jupiter, încă din anul 2023, trece prin Taur, ceea ce pentru voi vărsători este la exact 90 de grade, adică quadratură. Final de 2023 și iată până în mai 2024, toți vărsătorii, veți primi quadratură de la Jupiter în Taur, care vă zguduie un pic, așa vă pune la îndoială tot ceea ce aveți acolo în coș. Unii nu sunteți mulțumiți de ceea ce aveți, unii vreți mai mult, unii vă dați seama că se poate mai bine de atât, unii vă uitați la ce ați realizat voi în ultimii nu știu câți ani și strâmbați din nas, ziceți, măi, se putea și mai bine de atât. Nu-i nimic. E bine că vă arată Jupiter că n-ați obținut chiar ceea ce doriți. Jupiter în Taur vă arată ce ați acumulat, ce e în coșul ăla. Și dacă unii nu sunteți mulțumiți, când trageți linia, ziceți că nu e chiar ceea ce mi-am dorit, prin câte am trecut eu, ziceți voi, l-am avut pe Saturn în viața mea, în zodia mea, l-am avut acum ceva timp și pe Jupiter la mine în ogradă, mai atâta mi-au adus mie aceste două planete? Și de-aia unii sunteți așa ușor bosunflați de niște roade pe care le-ați cules. Nu-i nimic, zice Pluto din partea cealaltă, că intră în ograda voastră. A, n-ai umplut ceea ce trebuie, înseamnă că trebuie să schimbăm ceva. Și vine Pluto, începând cu anul ăsta, să reconfigureze tot traseul ca voi să vă umpleți coșurile alea pe jumătate goale. Sau poate nu atât cât v-ați fi dorit. Lent, că Pluto 20 de ani o să vă restructureze și schimbe viața și destinul și tot ca să vă descoperiți adevăratul eu. Dar întâi vine momentul ăsta de bilanț. Ia să văd ce am acolo. Nu-i cine știe ce. Nu-i nimic. Jupiter intră în Gemeni, pentru că în Gemeni e pe vibrația voastră, este o zodie de aer. După ce va intra Jupiter în Gemeni, așadar în luna mai, se activează zona de aer și voi sunteți zodie de aer, evident. Pluto intră în zodia voastră, Jupiter intră în Gemeni, deci este o conectare la sursă. Deschideți ferestrele și intră aer proaspăt în viața voastră. Foarte bun de altfel. Toți vărsătorii veți primi acest trigon foarte benefic. Oameni care vă sunt de folos, decizii bune, idei bune, soluții bune, căi bune. Deci cam tot ceea ce veți decide, gândi din mai încolo până la anul, prin iunie, va fi de bun augur pentru voi. Jupiter este o planetă a norocului, încât valuri de noroc și de auspicii benefice vouă, care
cum vin, ori prin cunoaștere, ori prin oameni, relații, ori prin propriile voastre raționamente, decizii, prin ce vă trece prin minte, veți găsi cele mai bune căi de evoluție, de creștere, de progres către ceea ce v-ați propus. Minunat momentul așadar. Toți vărsătorii sub trigon jupiterian de bun augur. Saturn în sfârșit vă lasă în pace. După ce multă vreme va trecut prin toate greutățile, până nu demult, adică până anul trecut, acum vă lasă în pace. Și câțiva ani buni nu mai formează niciun aspect cu voi. Adică vă lasă să înaintați. Că în anii anteriori, țineți minte că Saturn a fost în ograda voastră până în 2023, v-a cam ținut pe loc, v-a dat lecția răbdării, v-a dat lecția maturizării, v-a dat lecția responsabilității. E, acum, de acolo din pești, nu mai are nicio treabă cu voi. Până prin 2026, Saturn vă lasă așa un pic ca o pană în vânt, dar nu chiar de tot, că alte planete vă ghidează în tot acest timp. Dar nu vă mai supune la toate probele ale sale de maturitate, că v-a trecut suficient între 2021, 2022 și 2023. În schimb, Uranus mai are o treabă cu voi. Și Uranus cine este, dacă nu chiar guvernatorul vostru? Uranus se află încă în Taur, până la anul 2025. Și acolo, pe gradele pe care se mișcă Uranus, undeva între gradele 19 și 27, transmite către soarele vostru al vărsătorilor din a doua jumătate a zodiei vărsătorului, cei care aveți soarele undeva între gradele 15 și 30 din vărsător, trimite quadratură. Ceilalți ați avut quadratură în anii anteriori. Uranus a intrat în Taur în 2018, astfel încât până anul trecut, prima jumătate a zodiei ați fost marcați de quadratură uraniană. E, acum mai sunteți un pic cei de final, să zicem așa, de zodia vărsătorului prin quadratură, ceea ce înseamnă un sentiment de disconfort. Unde nu vă simțiți în pielea voastră că este guvernatorul vostru. Ceva nu-i place tatălui vostru zodiacal. Noi, ai făcut niște schimbări cu Saturn în zodia ta, dar țineți minte, în anii anteriori, cu Uranus în Taur și cu Saturn în ograda voastră, în 2022 și un pic din 2023, taman acești doi guvernatori ai voștri, Saturn și Uranus, au fost în conflict prin quadratură. Ei nu s-au lăsat deloc unul pe altul să se miște. Unul zicea schimbă-te, altul zicea nu te schimba. Unul zicea du-te înainte, altul zicea du-te înapoi. Deci doi guvernatori cu energii total diferite. Că și energia vărsătorului este una tipic saturniană și una tipic uraniană. Nu prea se pupă, dar totuși sunt guvernatorii aceleași dodii. Că unii sunteți mai pe principiu saturnian, alții mai pe principiu uranian. E, acum Uranus se cam uită înapoi la ceea ce nu v-a lăsat Saturn să faceți în ultima vreme. Și probabil mai are niște schimbări de făcut pe aici, pe acolo, mai dat jos niște zone de confort, că Uranus în Taur, asta vă spune. Selene? Păi dacă Selene te oblig? Și vorba aia, dacă nu poți, te ajut. Dacă nu știi, te învăț. Dacă nu vrei, te oblig. Cam asta face Uranus cu voi de câțiva ani încoace. Vă învață, vă ghidează, vă provoacă, vă zguduie. E, și dacă pe undeva n-ați făcut niște schimbări, că sunteți totodată atât de bine susținut, iată, și de Jupiter de acum înainte, vă mai dă jos niște zone de confort, așa cum ziceam. Vă mai ia niște lucruri, vă mai pune la treabă. Uranus în Taur vă pune la treabă, vă înhamă la o căruță. Care poate să însemne și greutăți, evident. Și cădere în nas, și provocări greu de trecut. Dar de ce? Ca să aveți curajul schimbării. De a ieși din zona aia de las că merge și așa. Și voi, vărsătorii, nu sunteți genul care se mulțumește cu banalul. Și de aia vine Pluto în ograda voastră. Să vă deschidă niște spații noi de explorat, în care numai de confort nu este vorba. Acum deocamdată e tatonarea, până când începe Pluto să-și lase energia peste voi, durează. Dar mai devreme sau mai târziu, toți veți ieși din cel de până mai ieri. Renașteți, cu alte cuvinte. Dar de-a binelea renașteți. Pluto este o planetă de transformare profundă. El
omoară între ghilimele ceva din trecut ca să renască în altă direcție și toți vărsătorii veți renaște în acești următori 20 de ani. Unii poate deja faceți lucrul ăsta și când zic unii, sunteți cei născuți pe primele zile ale vărsătorului, pentru că unii sunteți sub influența unui Pluto încă în Capricorn și e clar că el de acolo din final de Capricorn a format o conjuncție cu soarele celor de început de vărsător, ca acum intrând în vărsător de-a binelea să-și lase energia transformării asupra voastră. Numai că o conjuncție plutoniană durează cam 6 ani din viața noastră. Unii poate deja sunteți sub influența lui Pluto de câțiva ani, 2, 3, 4 și mai urmează, în timp ce alții acum intrați în plin proces de transformare plutoniană, care înseamnă punct și de la capăt. Dau jos și reconstruiesc, dar pe un teren, pe vibrația voastră, să fiți voi, să fiți liberi, să fiți năstrușnici, să fiți originali, să fiți cum vreți voi să fiți, cum poate n-ați avut curaj să fiți în ultima vreme. Și de-aia vine și Uranul să vă provoace, de-aia vine și Jupiter să vă ajute. Noroc de Saturn că vă lasă în pace. Mai este o planetă care pe unii vărsători vă pune la încercare. Și aici e vorba de vărsătorii de început de zodie care aveți soarele undeva pe gradele 0 până la 5. Odată provocați de Pluto pe capul vostru, care asta este unicat în viață un astfel de aspect, dar în același timp Neptun, care se află la final de pești, se apropie încetul cu încetul de gradul 30 al peștilor, ceea ce înseamnă că e foarte aproape de intrarea în berbec. Ce drept va intra în berbec în ianuarie 2026? De atunci o să simțiți mai tare acest sextil, dar începe să se formeze. Așa cum conjuncția lui Pluto s-a format încă de acum câțiva ani cu soarele celor din primele zile ale vărsătorului, la fel începe să se simtă sextilul lui Neptun din pești, care e benefic, e vindecător, e susținător, e heirup, e liniștirea sufletului. Va fi o transformare cu sufletul liniștit, cu sufletul împăcat, nu cu frică, nu cu voi, dar ce vine, voi, dar ce o să-mi cadă pe cap. Nu, o să fie, mamă, ce bine, că vine schimbarea. Respir și eu, voi fi eu însumi. Plec din zona de disconfort, plec din zona de frică, plec din zona de închisoare a vieții mele. Se deschid larg acolo niște ferestre. Deci profitați, mai ales voi cei de început de zodia vărsătorului. Sigur, mai este timp și anul viitor și câțiva ani acum înainte. Toți veți simți aerul ăsta proaspăt al renașterii. Unii închideți niște capitole, se deschideți altele. Altele sunteți în plin proces de transformare și încep să se vadă minunatele roade la orizont. Deci sunteți susținut de Jupiter să deschideți fereastra și să intre aer proaspăt, de Pluto să reconstruiți totul lent, da, bine, și de toate celelalte planete care vă spun să priviți spre viitor, acolo unde vă simțiți voi bine. Voi peștii sunteți printre cei mai încercați, ca și fecioarele de altfel. Pentru că spre soarele vostru din pești, toate planetele trimit aspecte cât cuprinde și nu puține. Unele planete trimit în două direcții energii în perioada asta. În primul rând, Jupiter, care este unul din guvernatorii voștri, se află în Taur, ceea ce pe voi vă susține de minune de acolo din Taur, formând sextil cu soarele vostru și asta încă din anul 2023. Final de 2023, prima parte a lui 2024, cât timp Jupiter trece prin Taur, vă susține, vă dă resurse, vă dă tot ce aveți nevoie, vă aduce oameni de folos în viața voastră, instrumente, cam sentimentul ăla de ce-ți trebuie, parcă vă întreabă Jupiter, ce-ți trebuie ție, pește, să te simți bine? Păi îmi trebuie aia, n-am aia, deci de obicei la ceea ce n-avem, inclusiv natura materială. Ne întreabă, ai bani? N-am bani. Uite bani. Ai timp? N-am timp. Uite timpul. Deci vă aduce niște resurse, instrumente palpabile, materiale, ceva de care vă puteți folosi să înaintați, să construiți, să faceți ceea ce vreți să porniți sau să desfășurați mai departe din ceea ce deja ați început în anii anteriori. Deci profitați de un Jupiter în Taur, că e profitabil, tocmai de-aia am zis și cuvântul profitați, valorificați-l, că vine cu lucruri benefice, care să vă aducă bunăstare, să vă aducă o stare de bine, că aveți chiar ceea ce vă trebuie. După ce Jupiter va intra în Gemeni, nu o să vă mai simțiți așa de confortabil, pentru că Jupiter de acolo din Gemeni, pe toți peștii o să vă supună unor quadraturi și quadraturile nu sunt tocmai simple, sunt conflictuale, sunt tensionate, sunt blocante, cer mult de la voi, deci s-ar putea să vină un sentiment de la de prea plin pe umerii voștri.
sau poate începe să vă pună la încercare ceea ce deja ați acumulat cu Jupiter în Taur. Vă duceți voi bucuros, mamă, uite ce am eu aici, ziceți voi, și arătați un coș plin cu ceva, cu lucrurile alea pe care le-ați acumulat cu Jupiter în Taur. Și Jupiter în Gemeni zice, ia să ți le testez eu. Încât la unii, nu vă culcați pe ureche că ați ajuns la un anumit nivel. Continuați, luptați în continuare, că nici nu știți cum vă înjumătățește coșul ăla. Prea sigur de succes, prea sigur de ceea ce ați atins în coșul ăla, să nu înceapă să se scurgă din coșul ăla. Că uneori prea binele este dușmanul binelui. Am, ziceți voi, și uite așa risipesc, și uite așa arunc pe fereastră. Cam, nu, dacă am... Nu, nu trebuie să aruncăm pe fereastră ceea ce am acumulat din greu. De aceea luptați în continuare, nu vă lăsați păcălit, nu vă lăsați intimidat, că mai sunt, o să vedeți și alte planete care pun ceață pe ochi. Și de-aia există acest sentiment de abuz. Abuz de ceva, abuz de resurse, alea pe care le-ați acumulat, probabil cu mult efort. De Jupiter în Gemeni, în cuadratură cu Soarele, nu e tocmai favorabil și tocmai de-aia trebuie să fiți mai prudent ca oricând și toți peștii. Unii mai devreme, alții mai târziu, veți simți acest exces pe umerii voștri. Vi se cere mult. Pentru unii poate fi acel sentiment de dublare a efortului, dublare a energiei pe care trebuie să o consumați pentru tot ceea ce trebuie să păstrați. Saturn, știți foarte bine, este la voi în zodie. Din 2023 și mai stă acolo până în 2026, cu o mică pauză undeva în 2025, încât toți peștii pe perioada trecerii lui Saturn pe aici veți fi sub influența unei conjuncții extrem de rare. O conjuncție saturniană are loc la aproximativ 30 de ani distanță. Unii încă din 2000... Peștii de început de zodie, deja de anul trecut, din 2023, îl simțiți pe Saturn deasupra umerilor voștri, care au cerut mult. Saturn, prin conjuncție, este o haină grea. Este un statut pe care vi-l asumați, este o responsabilitate pe care o luați pe umeri. Unii vă schimbați statutul cu un Saturn deasupra capului. De la cel de elev treceți la cel de angajat, de la cel de om singur la cel de căsătorit, de la căsătorit la divorțat. Se face așa o trecere pe un alt nivel de evoluție prin asumarea unui rol, poate de natură profesională, dar nu numai, poate fi de orice, inclusiv de căsătoria, inclusiv rolul de părinte, inclusiv orice rol pe care vi-l asumați, Saturn vi-l pune pe umeri. Haina aia de om mare, responsabil, care duce în spate ceva, o misiune, un rol. Unii abia acum intrați în acest rol. Pentru că Saturn oscilează între 2023 și 2024, undeva între gradele 3 și 19, puteți spune că toți peștii între gradul 0, cu Soarele în gradul 0, până la gradul 25, deci rămân doar cei de final de pești să intrați în colimatorul lui Saturn în 2025 și un pic din 2026. Restul toți acum, în anii 2023-2024, că s-ar putea să fie o continuare a anului 2023 pentru voi în ceea ce privește conjuncțiile saturniene, vă pune în spate ceva, un rucsac. Dar liber ales, da, poate fi greu când trece Saturn pe umerii noștri, devenim responsabili, viața devine serioasă, de om cu scaun la cap, de om matur. Este o planetă a maturizării, e examenul nostru de maturitate și acum e momentul vostru al peștilor să vă puneți rucsacul ăsta în spate. Repet, unii poate deja ați făcut-o, alții acum în 2024 faceți ceva, învățați ceva, Saturn este și o planetă profesor, vă dă niște lecții, de ce? Ca să scoată din voi cea mai bună versiune a voastră, da, aia de om matur, serios, bine conturat, cu personalitatea bine definită și nu tatonând, nu orbecăind, că unii orbecăiți încă și de această orbecăire este o altă planetă responsabilă și voi vorbi imediat despre ea. Deci Saturn vrea mult de la voi și anul ăsta, așa cum unii deja simțiți în 2023 și alții o veți mai simți și în 2025. Uranus are două energii total diferite de oferit pentru voi. Pentru că Uranus acolo în Taur e într-o poziție încât formează ceva și cu o parte a peștilor și cu altă parte a peștilor. Uranus pe final de Taur, că se mișcă așa undeva între gradele
2027, deci se îndreaptă către ieșire, încetul cu încetul, practic în 2025 iese din Taur, are ceva de lucru și cu o secțiune a peștilor, și aici mă refer la cei născuți undeva în a doua jumătate a zodiei peștilor, cu soarele undeva pe gradul, de la gradul 15 până la gradul 30, deci a doua jumătate a zodiei peștilor, sunteți sub influența unui sextil de la Uranus, foarte bun, foarte productiv, foarte constructiv, foarte material. Pe ce puneți voi mâna ar trebui să meargă. Orice activitate, orice muncă, orice afacere ar trebui să funcționeze, că e un sextil care înseamnă extinde-te, crești, învață, progresează, schimbă-te, eliberează-te, du-te înainte, mergi către viitor, e un aspect stimulativ, în timp ce pregătindu-se să iasă din Taur la anul 2025, Uranus se apropie de primele grade ale zodiei imediat următoare, ceea ce înseamnă Gemeni. Și de acolo, de la aproape gradul zero al gemenilor, să zicem așa, un pic tangențial, va forma o quadratură cu soarele peștilor de început de zodie. Cei care sunteți născuți pe primele grade, 0, 1, 2, până la 5 grade în pești, sunteți așa atinși de quadratura uraniană, ca apoi din 2025 încolo să o simțiți de-a bine la câțiva ani buni. O quadratură uraniană se simte cam 3 ani din viața noastră. Unii, deci, sunteți acum la începutul acestei quadraturi. Și quadratura uraniană, similară cu quadratura jupiteriană, că deja v-am spus că există acolo o quadratură jupiteriană, ceva ne scoate din zona de confort, ceva ne zguduie, ceva ni se ia. Trebuie să luptăm pentru ceea ce am obținut, să nu ne culcăm pe ureche că am atins nu știu ce nivel și mamă ce tare sunt că mă susține Saturn. Da, ne susține și Saturn și Jupiter ne susțin niște planete, dar nu lenevi, nu te baza că așa o ții mult și bine. Uranus cere o continuă creștere, la fel și Jupiter, o continuă schimbare, o continuă explorare a celui care suntem, evoluție, upgradare, dezvoltare la urma urmei. Deci quadratura uraniană care pe toți peștii o să înceapă, mai ales de la anul, să vă provoace, de fapt vă va provoca la ceea ce ați obținut deja. Ia să văd. Tot ce ai învățat, tot ce ai obținut, nivelul la care ai ajuns, știi să-l păstrezi sau la prima boare de vânt se duce pe apa sâmbetei. Deci e în continuare o perioadă în care trebuie să fiți dornici de mai mult, să vă consolidați poziția, că vă ajută, Saturn vă ajută să consolidați poziția, astfel încât Saturn, Uranus, când va ieși din Taur la anul, va lăsa un teren destul de solid. Uranus, deci, are două energii, la fel ca și Jupiter, două energii total diferite, una către final de zodie, alta către începutul zodiei. Neptun se află în pești, știți foarte bine, de prin 2011 încoace Neptun este în ograda voastră și pe toți peștii v-a luat la rând câte un pic, câte un pic, iar o influență, o conjuncție neptuniană durează cam 5 ani din viața voastră. Așa, intervale de câte 5 ani, unii mai de mult, atunci 2011, pe urmă alții prin 2005, pe alții prin 2020, până prin 2026, ba chiar și un pic după, pentru chiar și după ce se va muta în berbecă alături pe unii pești vă va influența, dar vom vorbi atunci despre asta. E, acum este vremea celor care aveți soarele pe final de pești să simțiți această conjuncție neptuniană. Neptun va gravita undeva între gradele 25 și 30, deci chiar pe final acolo, încât voi, aceștia sunteți, cei născuți în decada a doua lunii martie, voi sunteți sub influența neptuniană și veți mai fi și la anul. N-aveți grijă că nu o să se termine aici. Foarte bine, pentru că Neptun este guvernatorul vostru, vă dă, sunteți conectat la sursă. Și mai aveți și pe Saturn undeva acolo. Ba chiar la anul va fi și o conjuncție între aceste două planete și atunci chiar că va fi interesant, dar vom vorbi atunci despre asta. Poate chiar și acum unii simțiți această dublă influență și de la Saturn și de la Neptun. Neptun vă dă inspirație, vă dă imaginație, vă dă încredere în voi că e tatăl vostru zodiacal.
La fel și Saturn vă pune la încercare dacă și învață deopotrivă. Dar Neptun este mâna lui Dumnezeu așa deasupra voastră, vă simțiți protejați. Da, poate sunteți mai confuz, poate sunteți mai tulburați, poate sunteți mai idealiști, mai visători, dar poate din această visare se nasc lucruri minunate pe care le puteți materializa, că și Saturn acolo. Deci un Neptun deasupra voastră poate fi benefic și toți ați fost sub influența lui Neptun de prin 2011 încoace, într-un fel sau altul. Și nu s-a terminat, așa, dar, cum ziceam, energia neptuniană, care e blândă, e mângâietoare, e liniștitoare, e vindecătoare, e cu conotații de psiholog, parcă ați fi la duhovnic, parcă ați fi la psiholog, parcă aveți îndrumare de sus, de la ghizii voștri spirituali. Sigur că este și o perioadă cu căutări spirituale și cu descoperiri spirituale, trezire spirituală, evoluție spirituală, cunoaștere, tot ceea ce simțiți că vă încarcă, vă îmbogățește sufletul și vă vindecă sufletul și spiritul și emoțiile și psihicul în special. Că Neptun are această conotație de medic psihiatru, să zicem așa, care vă mai poate vindeca acolo unde e nevoie. Și Pluto are un efect asupra voastră. Că ați văzut și Jupiter și Saturn și Uranus din două puncte de vedere și Neptun, cele pe segmente, dar vă influențează. Pluto, de acolo din Capricorn, pe final de Capricorn, mai bine zis, va trimite către soarele peștilor de final de zodia peștilor, cei care știți că aveți soarele între 25, gradele 25 și 30 ale zodiei peștilor, deci capătul zodiacului, voi primiți încă influența lui Pluto, de acolo din Capricorn. Putere, fermitate, rezistență, răbdare, maturitate. Vine mână în mână cu energia lui Saturn, la urma urmei, care e la voi în zodie. Saturn în pești, Pluto în Capricorn, în energia saturniană. Ceea ce vine către voi e stabilitate, e maturitate, e responsabilitate, roade palpabile ale muncii voastre, eforturi susținute către cea mai bună versiunea voastră, spre maturizarea voastră, indiferent de vârsta pe care o aveți, simțiți că vă maturizați, simțiți că vă asumați, simțiți că spre ce vă concentrați voi atenția, energia, timpul, este ceva de care sunteți mândri și cu care puteți ieși la interval și pentru care munciți de multă vreme, ce să mai vorbim. Sunt aspecte, unele de lungă durată. Ați văzut, Saturn poate avea influență de ani de zile, Pluto poate influența și 6 ani din viața unui om, Neptun și 5 ani din viața unui om, deci sunt aspecte lente care lasă ceva în urmă. A fost un proces în plină desfășurare care, iată, pentru unii s-a terminat de mult, pentru alții acum se produce și peste câțiva ani, gata, se va încheia. Pluto își termină rolul aici în Capricorn, hai să zicem că vreun an de zile încă îi mai simțiți efectele. Uranus la fel, urmează să iasă de sub energia asta, deci mai aveți așa unii pe final de zodie, mai aveți vreun 2 ani în care veți simți ceea ce Uranus lasă în urmă, Neptun lasă în urmă, Saturn lasă în urmă, Pluto lasă în urmă, deci se încheie niște procese în plină derulare, pe când pentru alții deja s-a terminat de mult și vă puteți liniști. Dar mai am de zis ceva despre unii pești, și anume peștii de luna martie. Cei care vă se ascultă luna martie. Pentru că ceilalți deja ați trecut prin asta anul trecut. Și aici vorbim de Lilith. Lilith a intrat în Fecioară la sfârșitul anului trecut și atunci v-a marcat pe voi peștii de luna februarie, iar acum intrați la rând voi peștii de luna martie printr-o opoziție de la Lilith. Lilith va forma opoziție cu soarele vostru din pești și care nu e tocmai cea mai plăcută, cel mai plăcut aspect. E un aspect care vă poate fragiliza psihicul, vă poate fragiliza fizicul, poate apar și niște probleme de sănătate, dar nu uitați totodată că unii sunteți foarte susținuți de Saturn, de Neptun, încât chiar dacă Lilith mai scoate ceva la iveală din voi, în același timp, bombardament de la celelalte planete vă ajută să reparați. E ca și cum săpați, descoperiți că aveți o problemă și în același timp aveți o grămadă de lasere care acolo își trimit toată energia să repare problema respectivă. Sensibilitatea, fragilitatea, teama. Lilith în Fecioară poate umbla cu slăbiciunile voastre, cu
grijile voastre, cu motivele de stres, cu fleacurile care vă stau pe creier, dar în același timp scoțându-le la iveală, toate celelalte planete intervin, pac, 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 așa, parcă intră anticorpii și atacă virusul. Da, cam asta este. Metaforic vorbind, descoperiți un virus datorită acestui Lilith în Fecioară și în același timp toate celelalte planete intervin și anihilează virusul. Care poate să semne orice? Scăpați de un pitic pe creier, scăpați de o grijă, scăpați de o frică, scăpați de o boală, scăpați de un motiv de ala care nu, care vă genera o stare de disconfort. Parcă erau bau-bau peste tot, vă era frică de ceva, poate nici măcar nu-i material acel motiv care vă crea nesiguranță. Dar în același timp atât de bine susținut din toate celelalte direcții, de la celelalte planete, clar că Lilith asta nu o să-și lase amprenta, ci o să o anihilați. Sau poate chiar o să vă folosiți de o Lilith în Fecioară să vă dea un dram de putere, să vă desfășurați altfel decât înainte. Să vă anihilați fricile, alea care pe undeva își mai lasă coada. Ăsta e anul 2024. V-am ținut de vorbă mult, luați-o pe bucățele, am să scriu în descriere și fiecare aspect ca să-l căutați mai ușor, așa că stați pendelete, la o cafea, la un vin fiert și gândiți-vă, vă regăsiți, nu vă regăsiți, sunteți din perioada aia, nu sunteți din perioada aia despre care vorbesc aici, că de unii am vorbit anul trecut, de alții am să vorbesc la anul și tot așa, că planetele merg tot înainte și noi odată cu ele. Vă doresc un an de succes!